am să încep cu expresia lui Gheorghe Rizanu, care zice o veste bună. Două puncte și ne anunță lucruri interesante. O veste bună. Zilele literaturii române au ajuns la 7-a ediție, sunt din nou la Chișinău și, cel mai important, sunt din nou la Spiru Haret. Ne bucurăm că facem parte din acest eveniment extraordinar. Și dacă tot despre plagiat era vorba, cred că am să umblu și eu, cum umbla Emilian Galaicu Păun ieri prin librărie cu un autograf și o să zic, ia vedeți ce am eu aici. Am un autograf de la Radu Vancu pe 17 mai 2017. Azi e 18 mai. Exact. Da. Îmi pregătesc. E regizat. Exact. Totul e gândit. Se construiește istoria până la urmă, așa, de o zi la alta. Dincolo de aceste glume, vreau să vă spun sincer și foarte simplu că tare ne bucurăm că sunteți aici. Spuneam, de mai multe ori am spus că în jurul lui Radu s-a construit un mit întreg, o poveste întreagă după vizita trecută, la cât de fascinant a fost. Da, cred că e regulă așa. Lumea s-a obișnuit să mă strig. Și mă gândeam că le sunt dator generațiilor de acum cu o întâlnire cu Radu Vancu, că erau din poveștile mele. Și nu știu, mă credeau sau nu, trebuia să le aduc dovada pe față. Sfătoarea Cristiană e altă poveste, că am semnat într-un moment un acord de parteneriat cu Ipoteștiu, cu Ala Sainenco și urma cu copiii de la clubul de lectură să ajungem la o tabără de vară. Și îmi imaginam deja minuni la Ipotești, a venit pandemia peste noi, s-au întâmplat niște lucruri și a trebuit să renunțăm. Și mie nu-mi prea plac lucrurile bune la care trebuie să renunț. Sunt așa mai încăpățânată cumva și zic, de ce exact lucrurile bune trebuie dată la o parte. Și mă gândeam că e o ocazie minunată să ne întâlnim la liceu, să ne cunoaștem și poate că se repară și gafa pandemiei, că nu era gafa noastră, noi eram cu bagajele făcute. Ca să fim cumva în zona coincidențelor fericite, ieri am avut alți trei oaspeți la liceu, dintre care unul era debutant în poezie, era vorba de Vasile Gribincea. Era cel care cred că a încapodul peste Prut, era scriitorul din Republica Moldova și debutant. Aceeași situație avem și astăzi. Avem un scriitor din Republica Moldova și debutant în proză. Și aruncând podul peste La Manș. Și mă gândesc că trebuie să prindem momentul, pentru că așa se vorbește prin târg, că de grabă nu veți mai fi debutant. Deja nu sunt. Deja mi-am încălcat tradiția. A ieșit. Așa mi-a spus Lucia Turcanu că săptămâna viitoare da, facem lansare. Mi-ați stricat bunătate pe scenariu. Pardon. Și eu mai căutam semne și minuni și spun că nu. Oricum, felicitări pentru romanul de debut și pentru prezența în liceul Spiru Haret. Și pentru că cu debutanții întotdeauna e o chestie extrem de responsabilă, trebuie să aibă niște nași de botez. A venit aici cu tot cu naș Alexandru, e vorba de poetul dragii de noi, Emilian Galaicu Păun, care îi va face intrarea în literatură. Mă rog. Da, într-adevăr, o veste bună este că am reluat zilele literaturii române la Chișinău. Am făcut un fel de test, dacă vreți, de rezistență în decembrie. A fost foarte frig, dar rezistentul Cristi Fulaș și rezistentul George Dumitru și rezistenta Alina Nelega și rezistentul Cosmin Persa și rezistenta Alina Urcaru și rezistenta Elena Vladereanu și rezistenții Cartier, evident, pentru că noi am fost cei care am făcut acele zile pe ceață, pe un timp nu foarte bun cu noi. Dar a fost, dacă vreți, buzduganul așa aruncat, să vedem dacă, să testăm, dacă vreți, funcționalitatea acestui proiect. Acum că suntem la a 7-a ediție, pot să vă spun și titlul blogului pe care îl voi publica. Sper să am forță cândva pe sâmbătă să scriu textul. Și voi da, nota bene, și vă spun asta la modul, fără a face publicitate, voi da toate link-urile la întâlnirile care au avut loc la librării și la muzeu. Adică cei care au ratat vreo întâlnire, să știți că o găsiți pe blogul meu pe Europa Liberă. Deci sunt cele 7 vaci grase ale zilelor literaturii române la Chișinău, pentru că suntem la 7-a ediție. Așa că vă rog să vă simțiți vaci sfinte. Da. Monstru, da, după monstru sacru, vaci sfinte. Acum,
eu o să fac pe cam vin destul de frecvent la liceul Spiru Haret. Aș putea la un moment chiar cere un certificat. Eu mi-am pierdut actele de citire. Am găsit acasă doar un livret de clasa a 8-a. Cred că după aceea le-am pierdut pe toate. Și reiese că n-am nici măcar 10 clase. Așa că la un moment dat o să vă rog să dați un... o hârtoagă de absolvire a liceului Spiru Haret de vreme ce eu tot vin aici de atâtea ori. Vă rog, pot să trec și teste. Numai domnii ferești, dacă fac un test ai trebuit să-mi cade galai cu pont, că nu o să rezist. E prea complicat ca să-l înțeleg. Bun. Acum, ca să... Toate care vin aici se plâng că nu prea au luat examenele. Am făcut și doctoratul, dar chiar am pierdut astfel. Acum, referitor la... Că eu sunt puțin cel care a stricat scenariul. Era vorba de o legendă deja a liceului Radu Bancu, de o viitoare legendă, Svetlana Cristan, care... Deci, și eu am zis că dacă tot echilibrăm, trebuie să existe și un debutant. Între timp, debutantul mi-a stricat și mie scenariul, cu a doua carte, dar asta rămâne pe conștiința lui. Ce vreau să spun apropo de Alexandru Popescu, am scris, bun, ce vreau să spun cu adevărat, se poate și citi, pentru că chiar în luni 15 mai am postat pe Europa Liberă textul meu despre Montana, o carte care m-a cucerit prin firescul și prin firescul spunerii, dar și prin complexitatea construcției, pentru că este un debut a unui scriitor cu conștiința scrisului foarte rar, pentru că sunt foarte mulți care debutează din instinct, din nu știu ce, dar nu au încă tot constructul în cap. În cazul lui Alexandru sunt foarte multe lucruri bine calibrate, sunt niște simetrii interioare și una dintre simetriile care mi-a plăcut cel mai tare este acea succesiune de ziduri acelei baze militare, după aceea zidul orașul Tighina, care e o enclavă, neclavă, zidul deci Republica Mistrene. Și lucrul ăsta funcționează și în carte, pentru că într-un fel mi-am amintit, bun, iertați-mi fie comparația, că nu este favoarea lui Alexandru, mi-am amintit cu Decojând ceapa lui Gunter Grass, în care toate narațiunile se succed cumva ca niște îndelitori. Până la Gunter Grass mai ai foarte mult de crescut, drept dovadă și început să publice publicat a doua carte. Eu vă recomand foarte convingător să urmăriți acest scriitor care are o priză foarte aparte cu realitatea, are un ochi foarte exact de a prinde realitate, nu degeaba are și formațiune de jurnalist, dar dincolo de jurnalistica propriu zise, are și bătaia asta lungă, are repreziri de text care e o chestie tot mai rară în proza tânără și pot într-un fel să-l compar cu alt coleg al meu de la Europa Liberă, cu Alexandru Bordian, pe care l-am pus de 3 ori să rescrie în cartea, nu știu cine, dacă te-a pus pe cineva să faci lucrul ăsta, eu l-am pus de 3 ori până a găsit și titlul și cartea mi-a plăcut și atunci am publicat-o. Dacă o să ajungi vreodată la cartier, 7 ori de rescris cartea, ține să garantate. Mulțumesc! Am în minte o grămadă de întrebări, dar să mă credeți că nu sunt ale mele doar. Sunt întrebări la care de obicei nu pot răspunde, pe care mi le adresează elevii și nu știu cum să răspund. Și acum profit de prezența dumneavoastră aici și vom încerca cumva să mă sprijiniți în munca mea. Să căutăm niște răspunsuri convingătoare, deștepte, frumoase și sincere, cel mai important pentru copiii pe care aveți în față și care sunt copii ce citesc. Vom trece peste biografia pe care ai pomenit-o, mai ales că zice... Stai ca cana? Da, așa am simțit. Sau cum mă gândesc un potrag de sub mână acum, că ar fi culmea eu să... Eu așa am. Nu, nu e a mea. Nu e a mea. Ok. Sunteți așa, ca a mea. Eu am cam niște semne. Cine a gândit să-mi le smulgă? Mie, dacă îmi scot semnele, sunt rătăcită. Perciupesc-o. Și, de fapt, ce scrie mai departe este cum... Mă gândeam să sar peste biografie pentru că Svetlana spune i-am spus sunt alta, n-are nicio rost să-mi faci portretul, sunt mereu alta. Acum nu știu dacă are rost să fac niște prezentări, copiii s-au informat despre asta. Mi-am amintit asta și de Simona Popescu, care zice că se schimbă de la un moment la altul. Exuvi, da, și copiii au citit, pentru că ne-am întâlnit și cu Simona Popescu în februarie. Și au rezistent la Simona Popescu. Rezistent, da. În februarie nu era chiar atât ca în decembrie. Și mă gândeam să o luăm așa din start, din loc. Nu din punctul zero, dar un pic de pe la mijloc.
V-am auzit și ieri la lecturi și prin toate textele vorbiți despre lucruri frumos, urât, bun și rău. Și mă întrebam eu dacă literatura trebuie să fie frumoasă, trebuie să fie morală, trebuie să fie didactică, trebuie să facă lumea mai bună, trebuie să o facă, să o educe, trebuie să o educe un cititor. Ce trebuie să facă literatura pentru societate? Are un rost în a schimba lumea și în a-i da niște contururi armonioase sau cel puțin acceptabile? Întrebarea asta ușor, o iei tu, Svetlana. Nu e obligatoriu, toată lumea să răspunde cine ai crede că... Dar Radu e expert, pentru că m-a chinuit un bărbat trec cu rău și bine. Eu zic să încep tu, Radu. Mulțumesc, Svetlana. Eu mulțumesc, Radu. Apreciez. Ba, eu. Cred că doamna profesoară Jitari e profund adolescentă. Că nu cred, sunt sigur. Nu sunt întrebările mele. Am mai spus asta, dar probabil că o știți, ați citit la prima mână acel interviu al lui Borges cu Willis Barnston, în care Borges spune că probabil cel mai greu lucru din lume este să discuți despre literatură cu doi adolescenți inteligenți. Pentru că ei spun exact întrebările esențiale și dure și neiertătoare despre literatură. Trebuie să fie bună, trebuie să fie rea, poate schimba lumea, ce poate face pentru mine. Există cu adevărat o frumusețe a literaturii, la ce ne trebuie. Și cred că Borges a întâlnit-o pe adolescenta Marina Jitari. Aș fi vrut. Așa cum eu am întâlnit. Eu să-l întâlnesc pe Borges, nu el pe mine. Am întâlnit ieri când m-a luat de la Hotel Alexandru cu Ștefan și m-au dus la Radio Chișinău. Am început cu întrebarea asta, dacă moralitatea și bunătatea sunt același lucru. Apoi, i-am zis că e oricum era întrebare foarte grea pentru ora 9 fără 5. Dar mă rog, și pentru ora cât e acum, tot grea este. După care am bălmășit eu ceva, am văzut din privirile Alexandru și Ștefan cam ce impresie le-am făcut. Și au continuat zicând, bun, și atunci, dacă moralitatea și bunătatea nu sunt neapărat similare, interșanjabile, nu știu cum, în felul în care definește Kant imperativul etic categoric, e vorba mai degrabă despre moralitate sau despre bunătate? Și altă întrebare, asta era la 9 și 2 minute întrebarea și așa mai departe. Deci întrebări de genul ăsta aștepți când vii, adică indiferent că le aștepți sau nu, când vii la Chișinău le primești și sunt întrebările esențiale despre literatură și de asta sunt, și de asta sunt recunoscător Chișinău. Pentru că întreabă de zeci de ani literatura exact ce trebuie să fie întrebat. Acum ca să nu mai eschivez. Adevărul inconfortabil pentru orice profesor, și aici mă includ, e că literatura, ca toate artele, are de-a face mai degrabă cu ceea ce Jung numea die Schatten, umbra noastră întunecată, umbra noastră nasoală, negativitatea noastră. Luați literatura mare, toată care s-a păstrat, de la Gilgamesh și Oedip Rege până astăzi. Ce e frumos în sensul frumosului lui Oedip? Un tip care își asasinează tată, care se căsătorește cu mama, care are copii cu propria mamă, el încercând să fie un om bun. Și este, de fapt. El este un rege foarte bun, după cum știți. Este un om îndrăgostit de adevăr, un om care vrea, își ia foarte în serios poziția de rege, se căsătorește cu văduva, conform uzanțelor, deși era evident mai vârstă decât era mama lui, dar se căsătorește cu ea ca să păstreze uzanța și e un soț excepțional față de ea. Și așa mai departe. Și acesta în același timp încercând să fie bun, comite cele mai abominabile lucruri. Transgresează taburile esențiale din toate culturile lumii. Pentru că astea sunt taburile esențiale peste tot. Să nu sucizi tatăl, să nu ai relații de genul ăsta cu mama și așa mai departe. Și dacă vă uitați la literatură, vine până astăzi, explorând mai ales partea asta noastră. Partea complicată. Gândiți-vă la scriitorii din... Nu știu, bănuiesc că se mai face Rebreanu Ion. Ce e frumos cu adevărat în sensul frumuseții la Rebreanu? Vreau să spun ce se întâmplă în lumea din Rebreanu. Deci literatura asta explorează. 90% din literatură se face explorând această umbră, răul, să-i spun așa naiv. Dar mi-aduc aminte de un număr despre un Svetlana imediat în case, dar e liniștită. Că am văzut, am simțit Dojana, că spun multe prostii și le spun și mult. Asta ca să te oprești. Da. Am văzut un interviu cu Michel Houellebecq, dar sunt, poate e aproape un deceniu de atunci, în interviu pe TV5.
Și Welbeck spunea așa, eu am încercat să scriu despre fericire. El a început ca poet, după cum știți. Are un volum care se cheamă chiar La Pursuit du Bonheur, Căutarea Fericirii, și unul despre taică, să nu mai știu cum se numește. O poezie mediocră, nu e poezia. El e un prozator extraordinar, dar poezia lui nu e bună. Și el spunea în interviu așa, mi-am dat seama că nu sunt un poet foarte bun, poate și din cauza că nu știu, nu sunt poet sau nu știu tehnica suficient sau așa mai departe, dar și din cauza că e foarte greu să scrii despre fericire. Mi-am dat seama că are profundă dreptate. E foarte greu să scrii despre fericire. Într-un fel e mai ușor să scrii despre traumă. Ea trece în pagină ca sângele prin tifon se îmbibă în pagină. Empatizează cititorul cu tine când povestește despre suferință. Toți avem vieți imperfecte când citim despre unul care e mai nenorocit ca noi. Zice, hai bă, că viața mea nu e chiar așa nasoală. Dar când citești despre unul care zice pagină de pagină ce fericit e, ce minunată e viața lui, ce grozav e, îți vine să dai cu el de pereți sau cu tine de pereți sau cu... Mă rog, sau cu ambii. Deci ideea este că, într-adevăr, și ziceam, încheiau el doi spunând, visul, și m-am apucat de proză pentru că știam să scriu mai bine, am făcut proza traumei, am vrut să fac și bani și am făcut, el e foarte provocator de sincer, am făcut și bani și am făcut, am avut bani și am făcut, dar, spune el, visul meu este să ajung cândva un poet atât de bun încât să pot scrie o carte bună de poezie despre fericire. Da. Și m-am gândit, noi l-avem pe Brumară, de pildă, în literatura română. Unul dintre foarte puțini poeți români care scrie pe fericire este Emil Brumară. Și despre paradis, un paradis prea sexual pentru gusturile teologilor, prea obraznic, prea furisit, e adevărat. Dar e un paradis foarte luminos și la primele lui volume, în care nu scrie despre eros, în care scrie despre paradisul bucătărilor de vară, paradisul cămărilor cu dulcețuri, paradisul ceaiurilor, grădinilor și așa mai departe. E atâta lumină acolo, e extraordinar de greu ce face Brumaru. Și Brumaru spunea nedumerit într-un interviu, păi toată lumea scrie pe depresie, eu sunt singurul care scrie pe fericire. Dar lui se părea că e un defect al lui, nu e un defect. De el în același timp era un pic foarte depresiv. Internat la Socola, adică depresiv în sensul urât al termenului, un om patologic, un om chinuit de boala asta, dar care scria despre paradis. Și asta mi se pare și cu asta închei. Literatura nu trebuie să fie morală în sensul de a explora lucruri morale, pentru că literatura care face asta e proastă. Literatura care vrea să exploreze numai zona noastră luminoasă, numai zona noastră didactizabilă, transformabilă în manual școlar, e literatură proastă. Pessoa spune undeva, poezia e marele indisciplinator. Eu cred că toată arta e marele indisciplinator. Arta te învață să fii indisciplinat, să vorbești neîntrebat, să fii afurisit, afurisit, să provoci, să iriți, să ai gheare și colți. Ori noi la școală facem discipline școlare, așa se numesc ele, pentru că noi vrem disciplină. Nu vreau să fac o vină școlii din asta, e normal să fie așa. Noi vrem profesori, vrem școlari disciplinați pe care să-i poți examina după lucruri cuantificabile, dar asta înseamnă că manualele care au de-a face cu artele, implicit literatura, tu vei alege arta disciplinată. Nu vei alege arta care e mare indisciplinator. Vei alege arta îmblânzită, cu gheruțele scoase, cu colțișorii scoși, care nu e periculoasă. Deci literatura nu e, voi știți asta deja, nu e cei în manualele de literatură. Nu vreau să spun că cei în manuale neapărat prost, Doamne ferește. Dar vreau să spun că cei în manual este ceea ce ridică cele mai puține probleme unui sistem de educație. Și de asta literatura trebuie să fie afurisită, să provoace, să meargă în zonele astea inconfortabile și dacă face asta, ne învață, de fapt, sperăm că ne învață să fim mai umani, dar asta e o discuție la... Oricum m-am lungit enorm, îmi cer scuze Svetlanei, o să fac 40 de minute de acum înainte. Pe foarte scurt, arta își face treaba dacă este indisciplinată și indisciplina ei ne învață pe noi să fim mai aproape de noi înșine sau să devenim alta, vorba Svetlanei Cristian. Să devii alta, altul, prin ceea ce citești, prin ceea ce scrii și un altul care să-ți convină mai mult și care să convină mai mult și celor din jurul tău. Asta e ideea. Ce trecere frumoasă ai făcut. Acum nu mai știu ce să mai adaug după tine, evident, dar tu ziceai de o artă disciplinată, m-aș gândi chiar la o disciplinare a artei, că de fapt ca să putem preda alta, oricare dintre ele, trebuie să o disciplinezi, nu știu, să facem un sistem al lui Mendeleev din ea, fiecare să se regăsească acolo unde trebuie, deși, după părerea mea,
sistemului meu de leva, e foarte multă poezie în el. E greu să funcționăm cu arta în acest fel. Înțelegem sistemul că trebuie să facă asta ca să ducă elevii la bun sfârșit, la sfârșitul școlii, dar într-un fel și oamenii care studiază trebuie probabil ei singuri să facă un pas mereu în afara sistemului. Mie îmi place să spun că dincolo de ce facem în școală, e fain pentru fiecare dintre noi să recuperăm și să construim o relație intimă a noastră, a fiecăruia, cu poezia sau cu literatura în general. Și să ne construim o familie a noastră, personală, familia noastră literară, cu cine rezonăm, cine ne corespunde într-un moment sau altul, pe cine citim azi, pe cine citim mâine, pe cine citim peste 5 ani. Lucrurile astea se schimbă la fel ca în felul în care ascultăm noi muzică. Dacă stați și vă gândiți, nu mai ascultați aceeași muzică pe care o ascultați acum 2 ani, 3 ani, 5 ani. E un playlist din asta. Și care nici pe cea are orele de da, muzică. Da, exact. Care își face un update. Mereu, mereu. Pe măsură ce ascultăm mai multă muzică, urechea noastră se ascute tot mai tare. Suntem proprii noștri DJ până la urmă și asta și în literatură, asta în poezie. Poezia e muzică, e sonoritate. Cu cât citim mai mult, cu atât se ascute urechea noastră, cu atât ne prindem să distingem voci, să nu ne lăsăm înșelați de niște lucruri, de un fel de a spune frumos în poezie, să ieșim din paradigma asta, că spuneați de frumos. Și cred că, de fapt, problema lui Houellebecq a fost că el însuși, un mare scriitor astăzi, percepea poezia drept ceva în care trebuie să vorbești frumos despre lucruri. De asta a eșuat. El în proză nu vorbește frumos. El acolo a făcut ruptura. În proză a putut să explodeze, să facă pe nebunul sau chiar să fie nebun. În poezie a fost cu minte și nu a ieșit. Asta este problema lui Houellebecq și cred că asta e important pentru fiecare dintre noi. Unde ne găsim zona aia în care putem produce diferență, putem face un fel de gălăgie și asta nu înseamnă că o gălăgie care, nu știu, să fie neapărat gălăgioasă, să facem un decalaj, să rupem o zonă care e înțepenită, să o facem a noastră, încât la un moment dat să ne auzim vocea în ceea ce scriem. Aici vorbesc și despre scris un pic. Exact, Stefan, apăstează-ți microfonul, vreau să spun undeva cât mă poate ridica de la pământ poezia. În plan personal, cum e? E foarte complicat, pentru că noi suntem oameni și pentru că suntem tot timpul în această, nu știu, suntem însemnați, ca să vorbesc poetic, cu fierul ăsta roșu al prezenței. Suntem aici, în această altere. Vă ajută să scrieți? E o terapie? Eu nu cred în terapie. Și numai, iarăși, fac o mică paranteză, dar cu legătură. Eram la Timișoara, am avut un eveniment și în fine am vorbit tot așa, am avut o dezbatere și la sfârșit au venit două fete și mi-au zis, dar dezamăgite și de fapt foarte tulburate. Noi am crezut că poezia este despre sentimente și dumneavoastră ne spuneți că este despre idei. Și aceasta este o discuție și vă invit să vă gândiți la asta. Pentru că dacă eu astăzi sunt fericită, apropo de a scrie sau nu despre fericire, ceea ce n-ai, e complicat și știți foarte bine, pentru că sunt 1000 de nuanțe noi în fiecare secundă. De asta e viața grea, altfel ar fi... pentru că suntem mai multe feluri, simultani. Și dar dacă ai un moment din ăsta de fericire, asta nu înseamnă că ceea ce scriu eu o să fie o poezie despre fericire. Dacă astăzi sunt tristă, nu înseamnă că eu o să scriu neapărat o poezie foarte tristă, numai pentru că eu sunt tristă. Sunt mult mai multe lucruri aici care sunt integrate în scris. În momentul în care scrisul e o formă a ta de a fi, e un mecanism interior care nu e doar de salvare, nu e doar de terapeutizarea ta, este de relaționare pur și simplu cu lumea, cu existența, cu tot ceea ce este în jurul tău. Ceea ce ești tu este pus în permanență în tensiune cu ceea ce este în afara ta. Ori
cel care scrie în tensiunea asta stă, asta este, dar stă formulând, stă numind, asta este, cum să zic eu, damnarea, dacă pot să zic, ești obsedat să formulezi, să numești o tensiune care este cea pe care toți o avem, existențială, a faptului că suntem, a faptului că ne lovim de tot ce e în jurul nostru, de existența celorlalți, de existența noastră, de o condiție umană, evident. Deci, însă mă gândeam să vă propun, de-a lungul vieții voastre, să faceți un exercițiu, din când în când, citind cine mi-a adus mai mult, ce m-a provocat mai mult, care carte. Și dacă o să faceți această listă, să vedeți ce natură au cărțile care au mișcat pavajul vostru interior, care au scos dalele din voi, le-au dus mai departe, mai... Și s-ar putea să aveți o surpriză și niște răspunsuri legate de literatura, nu care e frumoasă, care mi s-a spus să o citesc de la școală, de la emisiunea TV, nu știu care, de la... Nu, aia care a lucrat în voi. Și în momentul în care veți vedea lista aia de cărți care chiar au avut o funcție aproape practică de a provoca interiorul vostru, cred că o să fie implicit, o să vină la pachet cu o definiție a rolului literaturii în viețile noastre și ale voastre. Da, după tot ce a fost spus până acum, eu chiar nu mai știu ce să adaug, dar o să încerc să spun câteva lucruri așa, din proprie perspectivă, pentru că da, sunt debutant și eu încă încerc să înțeleg despre ce-i scrisul și unde naiba m-am băgat. De exemplu, primul roman, tot scriindu-l, am ajuns la o concluzie foarte curioasă. E foarte ciudat cât de productivă faină e ura și revolta, furie pentru a scrie. E un stimulant extrem de bun. Eu aproape toate cartea asta am scris-o din ură, prima. Deși foarte mulți cititori care sunt, poate și Emilian o să confirme, nu se observă asta neapărat. Se observă o tonalitate așa, calmă a relatării. Dar eu scriam având insomnii, tremurând, plângând, râzând. Deci trebuie să fii puțin țicnit ca să fii scriitor, nu știu, devotat acestei preste, acestei meserii. Eu încă nu știu dacă... Inițial credeam că scriind despre Transnistria, că mă trag din orașul Bender și am crescut chiar pe acea bază mașini de cale, da? De cale ferată. Aveam la un moment dat impresia că, uite, m-am tămăduit un pic. Mi-am amintit de multe lucruri. Mi le-am imaginat cum mă bat soldații și cum cineva îmi violează iubita și toate lucrurile de care mă temeam toată viața. Și jumătate de an credeam că m-am tămăduit. După asta, nu știu, terapia asta, iarăși am văzut soldați pe drum, iar mi s-a făcut părumăciucă și... Da, a fost așa ceva pasager și mi-am zis, dar și mi-a trebuit, da? Nu devine să scriu. Dar mi-am dat seama că, uite, există foarte mulți cititori care au fost foarte captivați de cititul acestei cărți. Au avut aici, între prot și ministru, avem cuvântul ăsta rusesc, caif. O prins caif citind cartea asta. Și asta e un lucru extraordinar. Mă bucur că rezonează cu mulți, cu trecutul multora care știu ce înseamnă conflictul și războiul din Transnistria și acum, practic, această rană a fost redeschisă cu calvarul și teroarea care se întâmplă în Donbas și în Estul Ucrainei. A doua carte am scris așa puțin mai... Așa, din... mai mult am experimentat cu senzațiile negative. Cineva mi-a spus că am căsăpit cam prea mulți oameni. Da, într-adevăr, în primele două capitole...
În primele două capitole, nu neapărat mi-a făcut bine faptul că i-am ucis. Dar totuși era o latură faină, că ai în gând anumiți oameni care ți-au sărat ceva, ți-au sărat sare de rană și ți-ai imaginat că ei sunt așa. Aha, aia trebuie să te nechiu sau să te spânzuri și... E ceva în prins și eu caif scriind a doua carte. Ne apucăm de scris tot. Da, deci e un sentiment și sper că o parte din, măcar două treimi din toate senzațiile pe care le-am trăit eu, de aproape de extaz, de nu știu cum, scriind cartea, se va transmite și cititorului. Eu cred că, în primul rând, literatura trebuie să distreze. Și distracție nu înseamnă doar sentimente pozitive. Eu vreau să vă tulbure, să vă frigă, să vă dezamăgească, să vă îndrăgostească și să urâți și așa mai departe. Dacă e vorba să mă dezamăgească, pot să spun că m-a dezamăgit. Trebuie să scrie mai bine. Dincolo de asta. Deci, eu o să fiu foarte succint pentru că vreau ca mai mulți ai auzit pe Radu și pe Svetlana și pe Alexandru. Două chestii doar. Dacă spunea Alexandru că a scris din ură și din tot felul de sentimente Montana, bun, bănesc că n-a scris 2-3 ani de zi, nu știu cât exact au tratat. Eu am scris 14 ani la Țesut Viu. Și am trecut prin și e o carte hiper dură, cine a citit-o știe cam în ce infernul și bolge mă bag acolo. O să spun doar, deci, cea mai faină replică care a venit de la foarte mulți oameni, au venit aproape literalmente, oameni de la Paris, din Germania, deci, bine, români stabiliți, români basarabeni acolo, și din multe alte zone, zice, faptul că acolo se construc chestii, mă rog, lucruri sofisticate, capitolul răsturnat cu fundul sus și tot, bun, fai, adică, nu asta contează. Mi-au strâns mâna și mi-au smuls mâna din lume pentru o singură frază. Adică toată romanul meu s-a redus la o singură frază. Nimeni nu scapă teatr din copilărie. Și apropo, și a doua, ca să... cărți și poate, cu întrebări care provoc. Cea mai bună întrebare care mi-a fost pusă vreodată și sunt, cred că, vreo 40 de ani de când merg prin licee, școli, atunci sunt mai școli, acum și licee și universitate, etc., etc., a venit de la Spiru Haret acum câțiva ani de zile. Cineva, o fetiță, mi-a pus o întrebare supărată, zice, dar există vreo carte foarte bună pe care regretați că ați citit-o? Nu vă spun ce am răspuns, dar există. Da, eu țin minte și răspunsul. Și Eleva. Vă rog să-i puneți bacul, dacă nu cumva absolut de mult, bun. Absolut. Cred că aici s-a conturat foarte... Mie mi s-a conturat și obțin diferența între poezie și proză, pentru că Stefana zicea la Radu că nu facă asta, nu omoară pe nimeni. Cred că spunea că poezia e pentru sine, proza e pentru alții, pentru alții și despre alții. În poezie ești mai uman, probabil că e și tu acolo în toată ecuația și probabil ești cumva mai drăguț, nu omor, nu căsăpești. Da, nu chiar căsăpești. Că Radu n-a răspuns la întrebarea asta, mă gândeam că în Zodia Cancerului e vorba de o criză poetică, un revenire în poezie. Ce nu funcționa? Ai găsit un răspuns? Ce nu funcționa? Ce te-ai educat să scrii? Ce lipsea? Că unii se gândesc și copiii mai ales, se gândesc că te-ai așezat, ai găsit rima și scrii. Ce mare treabă să faci poezie. Ce nu funcționa în cazul tău? În cazul tău, știam și știu și acum ce nu funcționa. Eu am încercat de la o carte la alta să nu repet formula. Sigur că scrii tot cu viața ta, cu mintea ta, creierul tău, inima ta, instrumentele sunt aceleași. Dar am încercat să nu semene între ele, într-un fel să fie scrise epistolele pentru Camelia, altfel biografia literară, altfel Monstru Fericit, altfel Sebastian Uvis. Nu să mă apuc să înșir toate păcatele mele literare acum, dar am încercat să nu semene. Și cred că nu seamă. După, în 2012, scrisesem Frânghia înflorită, și nu mai puteam scrie decât ca în Frânghia înflorită. Și asta nu convenea deloc. De asta nu puteam, de aici așa, acea criză de care spunea Mariana mai devreme. Și cumva se leagă și de ce spuneai tu mai devreme, Mariana, dacă scrisul ne face fericiți,
nu știu cum e la alții, pe mine când nu scriu mă face nefericit sau poate, nu știu dacă nefericit, dar ciufutat, țăgos, nasol, mai nasol decât de obicei. Deci e... Deci cum e o formă de când, eliberare? Când nu scrii, te irită, știi? Și mă irita faptul că nu reușeam să scriu poezie. Și atunci am început un jurnal. N-am ținut până în 2012 sistematic jurnal, chiar după ce m-am întors din, de la Orhei Iubec, de fapt, din Republica Moldova. Cred că prima notă din jurnal, din Zodia Cancerului, e despre întoarcerea de la tabăra de la Orhei Iubec. Și am zis, ok, țin jurnalul, încercând să găsesc o ieșire, spre un alt mod de a, spre o altă carte de poezie. Și l-am ținut. A început să-mi placă, știți cum e grafomanul, ca grafomanul. Prinde gustul repede și nu se mai lasă. Și scriam, știți cum e, primul jurnal n-am știut că va fi publicat, că aici am avut o discuție tot cu Mihai Alexandru Ștefan ieri despre asta. N-am știut că va fi publicat, adică nici nu mă gândisem. Poate undeva far back in the head, dar nici pe acolo nu cred că mă gândisem că îl voi publica. Și scriam, făceam tot felul de măgării, ziceam despre prieten, despre Claudiu Comartin, despre lucruri care nu se pot spune public, cu atât mai puțin nu le publici decât dacă ești imoral, eu i-am publicat. Și scriam lucrurile astea. Încercam să rețin, de fapt, pentru mine literatura înseamnă intensitate, de fapt, intensificare, așa cum muzica intensifică, cum filmul intensifică, asculți o muzică și simți că ți se face pielea de găină. Atunci ceva s-a intensificat în tine. Sau cum zice Nabokov în cursurile lui de literatură, în lecțiile de literatură, spune de vreo 4 ore asta, citim cu șirea spinării. Pentru că el acolo recepta, de fapt, fior, un fior. Hans Sexton are o imagine mai țăcănit, așa, zice, știu că citesc un poem bun când simt că mi se deșurubează capul. Eu nu știu să sunt că ar trebui să ne simțim toți așa deșurubați cumva de poezie. Dar înțelegeți ce vrea să spun asta. Literatura înseamnă o formă de intensificare care îți dă o reacție fizică, de plăcere, adesea, sau de oroare, vorba de Alexandru, sau îți dă o reacție intensă. Literatura, arta, în general, într-un fel sau altul, trebuie să te intensifice. Și atunci, în jurnal, eu am încercat să rețin vârfurile de intensitate din fiecare zi, în bine sau în rău. Ce a fost în ziua aia mai intens? Asta notam. Și după o vreme, constați, nu mă recitesc. Sunt grafoman, dar nu sunt chiar atât de nasol încât să mă recitesc. Asta e o discuție. Nu chiar în fiecare zi. Dar gândindu-mă la jurnalul meu, mi se părea că construiește așa o formă de coerență pe vârful ăsta de intensitate. Sau spus mai simplu, îți desenează o mutră pe care nu o știai. Îți desenează o figură cu care semeni și nu prea. Senzația pe care o ai uneori când te vezi în unele filmări sau unele... Pare că, sau când îți auzi vocea înregistrată. Da, și e, ești altul, vorba Svetlane. Și atunci, primul jurnal a fost publicat, am avut un eveniment cu Gabriel Iceanu, despre literatură. Eu i-am spus, am avut un eveniment la Cărturești în care i-am propus să vorbim despre literatura lui hegografică. I-am zis, știți, domnule Iceanu, poate că o să vă supere ce vă spun, dar eu cred că, bine, i-am spus și public după aia, deci conversația a devenit publică. Eu cred că ce rămâne pe termen lung din scrisul dumneavoastră nu e filozofia eseistică, speculativă, nu știu ce, și literatura egografică, jurnalul de la Pălchiniș, unele scrisori către fiul lui, portretele, e foarte bun în portretistică. Ușa deschisă. Astea, ușa interzisă. Și el s-a bucurat. Eu am crezut că se va supăra, dar a zis și eu cred la fel. Haideți să facem discuția. Am făcut discuția la Cărturești, m-am întors la casă, am continuat discuția pe mail și la un moment dat i-am trimis documentul Word cu jurnalul meu ca să exemplific teoria mea despre jurnal. Și îmi sună peste 3 zile, domnul Vancu apare în primăvară, nu știu, și aveam deja Elegia pentru umani în tipar, o carte proastă, deci o altă carte proastă, mai multe poezii. Și mi-a zis, dar nu aș, zice, de fapt nu aș scoate în primăvară, că ies amândouă, dar nici nu fusese vorba despre publicare. Dar îl lase așa, și eu, normal că m-am bucurat, grafoman vanitos, și n-am protestat, dar deja când scriam la volumul 2, știam că o să fie publicat. Și vreau să spun că acolo intervine, oricât ai fi tu de grozav și de țipul de șmecher, intervine o formă de autocenzură. Nu mai pui toate măgările despre Claudiu Comartin, toate chestiile astea. Dar ce frumos scrie despre Claudiu. Ai deseori senzația? Ai deseori senzația că dacă pui degetul pe versurile lui inflamate, pagina ar începe să țipe.
Deci exact despre emoție și intensitate. Da. Da, despre asta e vorba, despre intensitate. Da. Dar, numai atât vreau să zic și închei. Când vorbea Alexandru despre cum scria la furie, ură, nerv, nu știu ce, mi-a adus aminte ceva drăguț. Am făcut un atelier cu copii de clasa a 5-a la un sat de lângă Sibiu, Gura Râului, a scris Blaga un poem despre el, dar nu-i spune Gura Râului, îi spune Boca del Rio. Așa îi zice Blaga în poem, da? Rană în spațiu. Boca del Rio, rană în spațiu, așa continuă, da? Avea o amantă acolo, mă rog. Știu și eu, dar mă rog. Zice, acum paranteză, dacă... Dar care am un mic prânz. Da. Într-un interviu cu Marta Petreu, nu mai știu unde e publicat interviu, dar am crezut că la Cartier, dar nu la Cartier, a strâns Marta interviul alea. Marta Petreu la un interviu fetei lui Blaga, lui Dorli Blaga, și îi spune Dorli Blaga, noi ne făceam într-o perioadă vacanțe de la Gura Râului, tata avea acolo iubită, pe care știa și mama, pentru că el avea voie la câte o muză, așa, din partea... Periodic. Da, și zice, și noi mergeam, bine știa, ea era căsătorită cu un doctor muză. Și doctorul știa și el, evident, și la un moment dat și muzul, să-i muzul. Și da, și din când, și Blaga pleca cu doamna respectivă la plimbare pe delușoarele din jurul Gurii Râului și spune, asta mi s-a părut foarte mișto imaginea, spune Dorli Blaga, din când în când mama ieșea în grădină cu binoclu și se uita pe dealul ca tata să fie cu doamna Danielu, nu cu cine știe ce... Să fie în siguranță! Sunt de pervers! Dar acum mă tot, eram la Gura Râului. Eram la Gura Râului, fără Lucian Blaga. Și am făcut acest atelier de scriere. Ce făceai tu acolo? Eu sunt blestă, da, adică nu... Știi tu, da. Și lucram cu copii de clasa a 5-a, cu cât sunt mai mici, cu atât e mai greu, știi, să faci atelierul de scriere cu ei. Și le-am spus, știți, se scrie mai ușor la furie, la nerv, la revoltă, așa că, hai vă rog să scrieți un poem, le-am dat câteva chestii tehnice simple, așa, folosiți cu tare cuvânt, nu știu ce, dar să fie un poem furios despre ceva ce vă enervează. Sigur vă enervează lucruri în viața asta, părinți, profesori, colegi. Era o doamnă directoare adjunctă de față, a intervenit și a zis, copii, dacă scrieți despre profesori care vă enervează, vă rog să nu dați nume. S-a asigurat cumva. Bine, copii, nu dați nume, dar scrieți despre... Și au scris. Cele mai bune două texte au fost unul al premiantei clasei, toată lumea se aștepta ca ea să facă un text foarte bun și l-a făcut. Și al unui tip care ar trebui să fie în clasa 7, el rămăsese de două repetente. Și cu o gramatică oribilă, nu vă mai spun că era gramatica lui, a scris textul care începe așa. Când aud pe câte unul că țăcăne un pix în oră, îmi vine să iau scaunul și să-i fac colier și după aceea începea să discute, să descrie foarte plastic, da, ce ar face el colegului. Și sala râdea spontan, apreciativ, admirativ, vreau să spun, și la sfârșit l-au aplaudat și copilul a roșit pentru că era prima dată în toată viața lui. Era un succes. Când era aplaudat admirativ de colegi pentru ceva ce scrisese, nu cred că a mai scris, mă gând, sau nu știu dacă a mai scris, probabil că n-a mai scris, dar cred că a înțeles și el că literatura nu e chestia cu care e chinuit și lăsat repetent, probabil, așa. Și este și un mod de a vorbi despre tine, atât de onest și de a spune chiar lucruri inconfortabile despre tine, atât de onest încât alții te aplaudă. Tu îți gândă rănile și ei te aplaudă. Nu, că vorbeam despre jurnal, acum despre am pierdut și eu firul. Să vă spun despre clăul. Stefana, nu știu, am simțit în textele tale foarte multă singurătate. Nu știu, mi s-a creat mie o senzație și am dreptul ca cititor să interpretez. Spuneai cum vrei, lumea a zis că vede dragoste, eu am văzut multă, multă singurătate. Chiar este un text care m-a zdruncinat acum. Sper să-l găsesc. Cu locul acela pe scaun, că nu e cu jumătate. Nu am jumătate. Da. Trăvășitor. Și mă gândeam dacă e adevărată imaginea creatorului singuratic, dacă poeții sunt oameni singuratici cu adevărat sau au nevoie de celălalt. Vă plac găștile?
Simțiți nevoia celuilalt, aprecierii, lecturii, schimbului de opinie și, ca să nu mai ridic microfonul la mine, și care sunt criteriile de unire în găști? Pe edituri, pe generație, pe curente literare, iar subiect, pe geografie, pe ce vă uniți? Cum vă găsiți între voi? Cum constituiți grupurile astea? Nu, tu începi. E complicată întrebarea asta, dar eu cred că n-ai cum să nu fii singur când scrii, adică oricât ai vrea, nu. Pentru mine prietenia este foarte importantă, am un cult al prieteniei, deci m-aș bucura să cred în prietenie, deși e complicat, dar când vine vorba despre scris, e imposibil, cum ziceam, să nu fie nevoie să fii singur, să te izbești de chestia asta. Apoi, nu știu, chiar vorbeam cu Radu și o să intru în altă discuție aici. Când este vorba despre scriitori bărbați, este o întreagă istorie a bărbatului scriitor, care are o muză, mai multe muze, și toate freacă cu binoclu, fără binoclu, în fine, mai multe leiere, pentru că uneori e chiar nevoie de mai multe muze, adică nu e suficientă energie de la una singură, și atunci femeia freamătă în jur, lasă să se închidă ușa în timp ce bărbatul genial exact scrie. Exact asta am discutat aici, da, în clasă. Și am încercat cu Radu să începem un research. Câți bărbați fac asta în jurul femeii care scrie? V-am zis că o să deschideți discuția în altă parte. Deci nu avem un masculin. Nu există asta. Nu există treaba asta. Deci această pamperizare, bebelușizare a scriitorului bărbat genial, formidabil, care o să dea marile opere, care vor face marea cultură, care va face marele mainstream, da? Nu are un corolar în rest. Deci, dacă singur ești, singură în cazul de față, nici nu o să fie cineva care să bâzie în jurul tău, să aducă masă, să facă ciorba, să aducă șnițelul, să nu mai știu ce. Deci, cumva, condiția este dublată, multiplicată și condamnarea asta la singurătate este mai clară. Face parte dintr-o reașezare a lucrurilor și dintr-o condiție pe care femeile autoare și-o asumă în această perioadă, în această perioadă de schimbări, de fapt. Dar altfel, ai nevoie să te confrunți cu toate lucrurile astea pe care le pui în text, singur. În același timp este superb să ai prieteni, în același timp este extraordinar să poți să discuți cu alții, să se creeze efervescență din aceste discuții. Eu m-am format mai mult decât, nu știu, în cenaclul Litere, cu Mircea Cătărescu, mai mult decât în cenaclul Central pe care l-am creat cu prietenii mei în Facultatea de Litere de la București în anii 90, în grupul meu de prieteni, Răzvan Rădulescu, Cezar Paul Vădescu, Teo Bobe, extraordinarul scriitor Teo Bobe. Mihai era în antologie, dar nu eram prieteni. Noi ne-am cunoscut pentru că Mircea, în momentul în care a hotărât să scoată prima antologie cu scriitori din cenaclu, ne-a ales pe noi, miezul ăla tare, coborâsem de la mansarda facultății, pentru că noi făceam cenaclu acolo, și în momentul în care s-a decis să accepta Mircea Cătărescu să fie maestru cenaclului Litere, am renunțat, evident, la cenaclu central, am coborât din mansardă, nu mai știu, etajul 1, etajul 2 în facultate și a început să funcționeze acest cenaclu care a dat, sper să nu greșesc, două antologii. A noastră, Tablou de familie, și cea în care este Cecilia Ștefănescu, Ana Maria San, Ferestre 98, și am mai făcut ei experimentul de la Tescani. Dar eu m-am format în grupul meu de prieteni. Prietenia era sfântă pentru mine și încă locuiam cei mai mulți dintre noi în Căminul Brozăvești, eram studenți și
pur și simplu ardeam în discuțiile noastre. Era o efervescență. Ne citeam continuu, eram obsedați de scris, eram obsedați de literatură. Formarea aia a fost foarte importantă pentru mine. Atât de bine îmi știam prietenii în intimitatea scrisului lor, a turnurilor de frază, încât în momentul în care, de exemplu, nu știu, m-am dus la premieră la moartea domnului Lăzărescu, al regizorului Cristi Puiu, eu știam că ăla este Răzvan Rădulescu, pentru că el a scris scenariul împreună cu Cristi Puiu și auzisem cum s-a cristalizat vocea lui Răzvan de-a lungul anilor în proză și după aia el a folosit-o pentru scenariile de film. Deci așa a funcționat. A fost foarte important pentru mine să mă formez împreună cu acești prieteni ai mei pe care îi admiram, aveam o admirație și aș spune, și sunt sigură că Radu să fie de acord cu asta, admirația are un rol foarte important în literatură și dacă tot o să continuăm cu discuția despre găști, grupuri și așa, cred că un lucru foarte important pe care aș vrea să nu-l pierdem, indiferent cât de polarizată este lumea literară azi, este capacitatea asta de a ne admira, de fapt, de a trăi sentimentul ăsta de admirație față de ceea ce face celălalt. Și aș mai vrea să adaug un singur lucru, ca să glisăm spre tema asta, și să vorbesc ca editoare a colecției Vorpal de poezie de la Nemira. Unul dintre cele mai importante lucruri și care a rămas principiul meu pentru această colecție este să nu urmăresc școli, grupuri, găști, nici nu mai zic, ci să adun voci cât mai diferite. Dacă vine un poet care are 80 de ani și a dat o carte nouă, noi nu publicăm antologii, dar dacă a dat o carte nouă, este o vitalitate nouă, sau 92 de ani, cum este Nora Iuga, acum pe care o lansăm luni, sau Andrei Codrescu, care are 70 și ceva. 75 a făcut în decembrie. Da, dar sunt și poeți foarte tineri în același timp. Deci nu m-a interesat și recunosc, tot excitement-ul meu vine din chestia asta, de a descoperi în voci care deja poate sunt cunoscute sau în voci mai noi, o forță. Exact cum că mișcă lucrurile. Și de a le aduna acolo încât între ei să nu fie nicio, nu știu, adică să nu fie alt criteriu decât acesta. În fine, noi publicăm foarte puțin pe an și atunci, în principiu 4, dar după pandemie și în pandemie am publicat mult mai puțin, dar am rămas cu acest lucru. Unde îmi sună mie poezia așa cum cred eu că trebuie să fie, acolo aleg, e foarte greu să aleg din atâtea cărți și atâtea manuscrise, dar nu pe criteriile de grupuri, de generație, și mai degrabă în ideea de a arăta în câte feluri poate să fie poezia. În orice moment al vieții, de oriunde ai veni, Nora Iuga vine din suprarealism, rămâne în suprarealism, într-un soi de onirism, într-un soi de urmuzianism, dacă pot să spun așa, în cartea asta, și Andrei Codrescu scrie altfel de carte, Moni Stănilă scrie altceva, Teodor Luna altceva, Simona Popescu nu mai zic, îmi și place chestia asta, că recunosc, la Simona m-am dus și i-am zis, Simona, ce faci tu acolo? Sunt sigură că scrii, scoate cărțile. Și ea mi-a zis, am două, pe care o vrei, pe aia cu plante? Cred că știi despre ce cărți vorbesc, că știu continuarea. Așa, deci am insistat, practic, și de fiecare dată și primesc manuscrise și răspund, dar și provoc anumiți autori și mi se pare foarte interesant să-i aducem în colecție și să-i promovăm altfel, poate, decât au fost ei promovați până în acel moment. Să punem altă lumină. Să-i te provoc, dar da, ce facem cu Claudiu Comartin? Cine? Nu-mi permit. Pentru că eu cred în prietenie. Deci, prietenia mai mult decât orice.
Amintește-te, rog, că... Apropo de ce a spus Svetlana și cu Claudiu, pentru că Radu publică toate cărțile de poeme, toate sunt la Max Blecher. Eu vreau să amintesc că, la un moment dat, transferul lui Houellebecq de la Albert Michel, mi se pare, la Flammarion, a costat 1 milion de euro. Adică a fost primul transfer ca la fotbaliști. Exact asta. Ca la fotbal, a fost un transfer doar ca să se ducă cu viitoarele romane. Adică doar transferul în sine. S-ar putea după aia să fie avut o Forcesca în Dacia și să nu mai fi scris. Dar transferul a costat 1 milion de euro. Așa că atenție la... Dacă Claudiu... Acum, ca să mai zic un lucru apropo de editori, am aceste, nu știu, sunt niște chestii idealiste, aiurea. Cred că sunt aiurea, dar na. Sigur. Mereu vorbesc, sigur sunt aiurea, da. Dar mereu cu autorii cu care vorbesc, apropo și de ce spui tu și de transferuri, încerc să, pentru că mi se pare că ține de o maturitate a pieței editoriale, să spun, hai să construim ceva împreună, aici, la această editură. Sau cum, și fac asta și pentru mine. Adică o construcție din asta unui autor care publică în același loc înseamnă altceva decât dacă te duci cu fiecare carte în altă parte. Nu știu, ca promovare, ca marketing, totul se disipează. Ți se pierde cumva urma, pentru că nu e o construcție, dar așa văd eu ca editoare lucrurile și îmi place, de fapt îmi place loialitatea, adică la mine, în primul rând, sunt extrem de loială. Mi-am dat seama că vreau să mai adaug ceva legat de singurătate și, na, probabil că am simțit eu nevoia să vorbesc despre singurătatea femeii autoare, că asta resimt, despre asta pot să vorbesc. Am văzut asta la Nora Iuga. Este atât de explozivă în această carte, până la capăt și la sfârșit o să simțiți exact gustul ăsta al unei singurătăți absolute. Este ca un... Fetița strigă în pahar, se cheamă cartea. Este în... Este, asta e singurătatea. Numai în paharul ăla, da? Un pahar care este răsturnat în poezie. Apare imaginea asta. Și este ca, nu știu, drojdia aia care rămâne pe fundul paharului când termin cartea, care te duce prin epoci, luni. E o nebunie, e un Chagall explodat acolo, e Lorca, este Buñuel. Și la sfârșit, ce rămâne este asta, această singurătate. Deci, dincolo de Nora, care este... un one-man show, întotdeauna. Este foarte multă singurătate acolo, da. Care e populată de extrem de multe elemente, de o viață de 92 de ani în cazul ei, da. Dar la sfârșit rămâne asta. Singurătatea este imposibil de evitat, de fapt, în momentul în care scrii. Cu bărbații, nu știu, că ei sunt mai, au niște vieți mai serioase. Literatura, cred, e cea mai singuratică dintre arte. Cred că e singura artă care se produce în singurătate și se consumă în singurătate. Gândiți-vă la teatru, nu e așa. Da? Se consumă public. Sau muzica, da? Nu e așa. Se consumă public. Sau dansul. Dar arta se produce, cum zicea Svetlana, după ușă bine închisă. Închis ușa acasă. Revenim și la asta. Și se citește, sigur că există festivaluri literare sau întâlniri, cum avem noi acum, în care, dar în principiu, în mare, în imensa majoritate a cazurilor, noi citim cartea de unul singur, în loc noi cu creierul și cu inima noastră. Și atunci, cumva, condiția asta a singurătății este în ADN-ul literaturii. Asta face cu atât mai prețioasă prietenia care se construiește în, din, prin literatură, în jurul literaturii, tocmai pentru că e un miracol, realmente un miracol în sensul tare, că o artă atât de singuratică poate să construiască comunități, prietenii, să unească, întreba cineva ieri de intimități, poate uni mai multe intimități să construiască o ființă care trăiește în comun dragostea asta pentru literatură și pentru oameni, că despre asta e vorba. De asta prieteniile
Eu cred în prietenire literară, deși nu-mi place deloc sintagma prietenie literară, pentru că sugerează cumva gășculețe, codelii, șmecherii, aranjamente, dar nu despre asta este vorba când vorbești de... Are Matei Călinescu. Un lucru, când am, una dintre dățile când am înțeles diferența esențială dintre Eugen Simion și Matei Călinescu, sunt foarte multe diferențe între ei, dar una dintre diferențele esențiale a fost pentru mine asta. Am citit cam în aceeași perioadă un text al lui Eugen Simion despre prietenie, și spunea că el nu crede în prietenie și prietenia literară e ceva îngrozitor, și un text al lui Matei Călinescu despre prietenie, care spunea că el, și se numea chiar prietenia literară, și spunea că el crede și că e un mare dar al vieții lui faptul că prin literatură a ajuns să aibă prieteni precum Nicita Stănescu, Mircea Ivănescu, da, și le face niște portrete formidabile. Da, asta este de fapt prietenia, un mod de a uni singurătăți, de a uni inimi, de a construi rețele, cum spunem astăzi. Într-un fel, prietenia literară este un World Wide Web vechi de 4.000 de ani. Cam asta e de fapt. Un mod de a uni în rețea creiere, inimi, energii, care altfel ar trăi singure, dar împreună strălucesc mai bine. Și cauți, eu cred că există frumusețe în literatură, nu frumusețea aia... Adică nu frumusețea estetizantă, decorativă, nu știu ce, frumusețe care te poate răni, care te poate irita, care ține nu doar de estetic, să-i spun așa, poate să țină de economic, de social, de corporal, de etic, de o grămadă de alte lucruri. Tot ce intensifică e frumusețe. Iar prietenia ajută la intensificare. Prietenia este un bun intensificator. Asta ar trebui să scrie pe cărți. Intensificator de prietenie. Atenție, identificatorul de prietenie. Ce să spun? Pentru mine, prietenia esențială care a declanșat, de fapt, totul a fost cea cu Mircea Ivănescu. Sigur că și prietenia cu Claudiu Comartin și cu Dan Coma și cu atâția oameni, nu să mă apuc să fac liste acum. Dar momentul original pentru mine a fost cel cu Ivănescu. Eram mai mare puțin decât voi, aveam 19 ani, în 97, în octombrie. L-am văzut pe scările Facultății de Litere din Sibiu și l-am oprit și am dat niște poeme. Și așa a început o prietenie care a durat până în 2011, până când el a murit, 14 ani. Și am văzut un om care era realmente transformat, tot un om foarte singur. Și după ce a murit și soția lui, doamna Stella, în 99, a rămas într-un epicentru de singurătate. Când povestea Svetlana de Nora Iuga și singurătatea ei, mi-am adus aminte de singurătatea... Era o singurătate ca după o explozie atomică în jurul lui Mircea Ivănescu. Era foarte, foarte bun. Doamna Stella a murit. Toate cărțile lui sunt dedicate doamnei Stella. Scrie pentru Stella. El a iubit-o extraordinar de mult, ea a murit, după ce a murit s-a așezat pe fotoliu în casă și a spus Ivănescu, a zis eu de aici nu mă mai ridic până mor, pentru că nu poate să mai dureze mult, cât pot eu să mai rezist fără ea. Și din 99 până în 2011, când a murit, el a mai ieșit de vreo 4 ori din casă. S-a îngrășat, a făcut adinamism, a început să-i cedeze organele interne, el spera să moară cât mai repede. Și asta spera. Am băut o viață întreagă enorm, spera că ficatul și alte bani spraf, din păcate nu erau. Erau foarte bune. Și era îngrozit când îi spuneau doctorii, la un moment dat, când i-a cedat un rinic și a trebuit să-i fie scos, era foarte fericită. A zis, acum se termină. Și o doctoriță foarte bună, care cu mare grijă de el, i-a spus, nu, domnul Ivănescu, și dacă vă cedează al doilea, vă trec pe dializă și vă trec de 90 de ani. Și el a fost terorizat de fraza asta. Doamne, ferește! Da, el avea vreo 70 de ani aproximativ, nu, 71 pic de ani, când i-a zis propoziția asta doamna doctor și a fost absolut îngrozit de gândul că mai are de trăit atât. Dar acest om foarte singur, în același timp, era o bucurie pentru cei din jur, pentru Matei Călinescu, pentru cei din tinerețe, în primul rând. Matei Călinescu, Ion Vianu, au niște pagini extraordinare despre Mircea Ivănescu. Și apoi toată lumea care l-a cunoscut a ieșit cumva iluminată și îmbogățită și intensificat într-un fel din contactul cu el. El nu simțea asta, sau nu cred că voia, nu știu dacă voia să o simte. El avea o părere foarte proastă despre el însuși. Era de o modestie incredibilă, un mare poet, un enorm traducător și în același timp un om
despre care n-ai fi bănuit când îl vedeai că e un asemenea poet. Eu nici nu prea cred în poeții care țin să arate a poeți, în pictorii care țin să arate a pictor și așa mai departe. Mi se pare că ei țin să compenseze, ei nu se simt destul de poeți pe dinăuntru sau de pictor sau așa, și încearcă să compenseze cumva prin felul în care arată. La Ivănescu, el avea 1,65, un tip de 1,65 m, spunea cu ironie despre el, am 1,65 m exact ca Mihai Eminescu. Și deci un tip de 1,65 m, deci era tip scund pentru standardele de acum ale epocii, îmbrăcat într-un trench cenușiu, mergea pe stradă grăbit, nu voia să fie băgat în seamă, a venit odată Mircea Cărtărescu, i-am povestit lui Mircea, el nu mai ține minte faza. A venit la Sibiu să lanseze Nostalgia, în 93. Și s-a ținut la Biblioteca Astra din Sibiu. Și Mircea știe că a spus fraza asta, dar nu mai știe ce urmează să vă povestesc. Sau poate n-a sesizat. A spus, am venit la Sibiu, sala de lectură a Bibliotecii Astra era plină, și am venit la Sibiu să lansez Nostalgia, dar și să-l cunosc, dacă se va putea, pe Mircea Ivănescu, pe care eu îl socotesc cel mai important poet român de azi. Mircea Cărtărescu a și scris asta și în doctoratul lui, în postmodernism românesc, spune limpede, Mircea Ivănescu este cel mai avansat teoretic și mai influent poet român de după al doilea război mondial. Asta e fraza exactă a lui Cărtărescu. Și spune propoziția asta, Cărtărescu, de la prezidiu de acolo. Toate privirile se întorc către Mircea Ivănescu, care era undeva în spatele sălii, cu o plasă de plastic în mână, care avea capete de pește pentru nenumăratele lui pisici. Iubea pisicile în gustor de tare. Toate capetele se întorc către el. Poate și cele de pește, da, vorba lui Mir. Ivănescu se fibrilează așa cumva tot, se ridică și o zbughește pe ușa afară. Ăsta era el când cineva vorbea de bine despre el sau avea atenție publică, era sigur că nu o merită. M-am lungit mult, dar o să închei acum cu ceva care e un pic, poate un pic prea emoțional, dar trebuie spus. Gabriel Dicean a făcut o carte de discuții cu Mircea Ivănescu, înainte să moară Ivănescu, în același an în care a murit Ivănescu, în 2011. Se cheamă Măștile lui Mei, Mei este Mircea Ivănescu. A discutat în martie-aprilie 2011, 5 întâlniri de câte 2 ore cu Mircea Ivănescu. Doi oameni, e greu să-ți imaginezi doi oameni mai diferiți. Gabriel Dicean este un personaj public, foarte outspoken, foarte sever în intervenții, încercând să construiască judecăți asupra istoriei recente și contemporane. Mircea Ivănescu, și filozof, deci cu totul altă formație, da? Ivănescu, poet, venit din altă lume, alte lecturi, alte, așa, foarte privat, extraordinar de privat și de retras din lume, după cum ați văzut. Nu vorbim niciodată despre el. Deci o diferență enormă între ei doi și încercând să evite judecata asta, să se pronunțe asupra istoriei care e desfășurat. Nu spun că e un lucru bun sau rău, că e bine cum face Liceanu sau bine cum face Ivănescu. Sunt bine cum fac amândoi, e bine ce fac amândoi, e potrivit cu temperamentul fiecărui. Dar sunt foarte, foarte diferiți. Și au cartea asta de convorbiri, adică întâlnirile astea 5-10 ore de discuții, din care rezultă această carte. Și la un moment dat, îl întreabă pe Ivănescu, domnule Ivănescu, am totuși o întrebare incomodă și care mă frământă, de ce ați intrat în Partidul Comunist Român? Ivănescu, care n-a fost nici pe departe un răsfățat în vreun fel al regimului, inclusiv ca... Deci cărțile, dacă veți verifica casetele tehnice, cărțile lui apăreau în 300 de exemplare, ceea ce era infim pentru vremea aia. Cărțile poeților de generație mult mai celebri din vremea aia apăreau în 10.000 de exemplare. Nu? Deci nici măcar editorial nu era un răsfățat. Doamna, de ce ați intrat? Și Ivănescu spune, păi, știți, mă mutasem de la București la Sibiu. Mama lui a murit, el în 80. Ivănescu n-a mai putut să trăiască în București după ce a murit mama lui. Că nu mai poate trăi în orașul ăla, în care totul e amintea de mamă. Și s-a refugiat la Sibiu și avea nevoie de o casă. Și de o casă cu curte, pentru că avea foarte multe pisici pe care le iubea enorm. Motanul Robespierre și altă nenumărate pisici. Și zice, și trebuia o casă cu curte și i-au găsit o casă, cea în care a și murit, o casă la marginea Sibiului, pe strada Vasile Aron, între timp s-a demolat. Era o casă mică, cu două camere, crăpată la cutremur, dar avea avantajul că avea o curte în care putea sta pisicile. Și s-a pus condiția, noi vă dăm casa, dar
trebuie să intrați în partid. Zice, și pentru pisici ați intrat în partid? Da, zice. Păi, ați intrat într-un partid cu istoria maculată de sânge, zice, am avea dreptate pe fondul problemei, da? Pentru că e un partid cu istoria maculată de sânge. Și atunci îi bănesc de următorul răspuns. Pentru că din nepotrivirea asta lor, rezultați o iritare pentru Ivănescu, care rezultă în următoarea confesiune extraordinară pe care Ivănescu o face cu... El moare în iulie și asta, confesiunea o face în aprilie 2011. Da? Deci cu câteva luni înaintea morții. Bun, toată lumea știa că Ivănescu a avut un frate mult mai mare care s-a sinucis, Emil, pe care a scris Emilian Galai pe unul un poem super numit Fratele lui. Și... Fratele ăsta era cu 11 ani mai mare decât Ivănescu, era o diferență foarte mare de vârstă. Era o figură semipaternă, de fapt, între un frate și un tată, da? Un model pentru el. Un om genialoit, poate genial, cine știe. Scria nuvele sentimentale, așa în maniera lui Eliade, cumva, dar mai bune, cred, decât ale lui Eliade. Nu că ar fi greu. Ținea jurnal în română și în franceză. Scria piese de teatru, cam romantice, într-un fel, Artistul și moartea, dialogii psihopatului, și cânta la pian, cânta Chopin mai ales, și a ajuns să susțină un concert la Institutul Francez. Omul se îndrăgostește, n-are noroc în dragoste, decide să se sinucidă și din dezamăgirea din dragoste și din convingere filozofică. Sinuciderea e singura problemă filozofică reală, cum spunea exact în anul Albert Camus. Exact asta spune Camus, exact în anul în care se sinucide Emil Ivănescu. Și el își anunță, el avea doi prieteni foarte buni, Emil Ivănescu, pe Alexandru Vona și pe Dinu Pilat. Doi intelectuali și scriitori de mare calibru anume. Și le anunță pe Vona și pe Dinu Pilat. Îi spune, exact, foarte. Și spune, eu mă voi omorâ pe data cutare. După care, peste vreo săptămână, le zice, băi, eu am aflat că vine Walter Gizekin, marele muzician la București, are un concert. Eu nu, exact pe data aia, nu pot să mă omor. Deci știți povestea, inocenție. Da, dar ceilalți nu știu, eu știu copii de la club, dar așa că spuneți pentru ce. Și a reprogramat moartea, sinuciderea, ca să ajungă la Gizekin, la concert. Și s-a dus la concert. Colegii, prietenii lui, au anunțat-o pe mama, pe doamna Aurora Ivănescu. Și i-au căutat prin lucruri și i-au găsit o travă pregătită pentru sinucidere. Și au înlocuit cu apă. În data reprogramată, ca să nu se omoare acasă, Emil Ivănescu s-a dus la Brașov, la hotelul Aro, și acolo e ceva în care un comic abject se amestecă cu tragicul cel mai nasol. Adică ia o travă care era apă, vede că nu moare, își taie venele, dar nu curgea destul sânge, încearcă să se spânzure, nu reușește, adică ceva așa oribil, o voință de autodistrugere teribilă și până la urmă se aruncă pe geam de la hotel. Era la etajul 1 sau 2 poate, dar cred că 1. Deci foarte jos totuși și reușește să moară așa, paradoxal. Se lovește la ceafă și moare. Bun. Și asta e drama, tragedia care l-a urmărit pe Mircea. De fapt, el avea 22 de ani nepliniți, Emil Ivănescu. Mircea Ivănescu avea 11 ani și jumătate. Deci, familia a fost convinsă că literatura și muzica l-au nebunit pe Emil Ivănescu și l-au făcut să se omoare. Și au interzis lui Mircea Ivănescu să mai citească și să mai cânte la pian. El cânta deja la pian tot Chopin, ca fratele mai mare, normal. Și și să cânți pe ascuns nu se poate. Evident nu se poate. Dar să scrii pe ascuns se poate. Și toată poezia lui Ivănescu, dacă o citiți așa, pare cumva scrisă pe ascuns, pe furiș. E ceva acolo furtiv, ceva. Și Ivănescu a rămas obsedat de sursele literare ale fratelui său, citea ceea ce-i fratele. De muzică a rămas obsedat de Chopin și de Beethoven până la sfârșitul vieții. Deci toată lumea știa umbra asta lui Emil Ivănescu, dar ce nu știa și mărturisește lui Licean următorul lucru. Domnule Licean, eu am avut o soră care a murit în iunie 1930. Eu m-am născut în martie 1931. În adolescență, când am învățat cum merg lucrurile, am calculat și mi-am dat seama că mama m-a conceput în cele 40 de zile de doliu de după moartea fratelui meu. Mama era foarte... de după moartea surorii mele.
Mama era foarte religioasă, domnul Eliceanu, iar și și-a făcut violență, e expresia lui Ivănescu, și-a făcut violență din disperare ca să înlocuiască o ființă iubită care murise. Eu sunt un erzaț de ființă, un surogat de existență. Eu sunt o ființă care nu are dreptul moral să existe, domnule Liceanu. Cum puteți cere de la mine gesturi etice mari în fața istoriei? Deci asta e o confesiune care te frisonează total, teribil, și înțelegi de unde venea ceea ce părea doar modestie la Ivănescu. Nu era modestie, de fapt, era o dorință de autoanulare a unui om convins că e un impostor cu fiecare respirație. Asta era la el atât de teribil. Și omul ăsta e unul pe care eu l-am văzut, sigur, foarte chinuit el probabil, dar pe care l-am văzut împrăștind atâta lumină, generozitate, bunătate în jur. Noi toți zicem că vrem să scriem ca să devenim mai buni, pictăm ca să devenim mai buni și nimeni nu devine mai bun. Sau nimeni, foarte puțin devin. Eu am avut norocul ca la începutul vieții mele literare să văd un om realmente făcut, nu mai bun, ci chiar bun, de propria lui literatură. Deci se poate, dar e foarte greu. Am cunoscut foarte puțini alții. Foarte, foarte puțini alții, dar merită. Deci, ca să o scurtez, e o formă de singurătate radicală literatura, care îți promite că te poate face mai bun, dar dacă te reușește să-ți facă inima cu un miligram mai bună decât a fost înainte să intri, să te apuci să citești, să scrii, să vezi filme, să asculți muzici, arta și-a făcut treaba pentru tine. Dacă acel milimetru de bunătate l-ai obținut, e un lucru. Am să rog pe Svetlana să ne vorbească un pic, dar tot rămânem la grupuri. Despre proiectul Travaiul Poeziei, spune-mi ce constă, ce-i cu el? Am văzut că sunteți ani de copertă. E vorba de ceva veni, m-am gândit la tramvai, da. Ce a fost pe tramvai. Nu știu să spun mare lucru, pentru că este o tânără din... Nu vom scrie, vom citi. Proiectul este, de fapt, s-a făcut în București. Este făcut de o asociație care se numește Alta Nunușcă. Și, în fine, și se circulă cu tramvaiul, parcă timp de 2 ore sau ceva de genul ăsta, pe un anumit traseu, la Timișoara, în cadrul Capitalei Culturale Europene. Este un tramvai al lui Perjovski, care a fost desenat de artistul Dan Perjovski, din Sibiu. Și, practic, nu știu, ceea ce putem face noi într-o discuție aici, să dezbatem și să citim, se face într-un tramvai care se deplasează. Un care urcă și coboară? Sau cred că nu urcă și coboară, urcă și rămâne. Și rămâne, deci e permanent. Și nu mai coboară nimeni. Este end of discussion. Cine apucă să vină, rămâne acolo până la sfârșit. Și mie îmi place ideea asta de a fi, nu știu cum să spun, un mouvement, în mișcare. Faptul ăsta, plus că sunt mare fană de tramvai, ideea asta de a te deplasa, sunt și eu curioasă să fac tot ceea ce tot fac sau ce facem împreună cu cineva care moderează, să faci așa, mișcare, în acest, într-un soi de vagabondaj puțin controlat. Am trecut o experiență similară la Chișinău, cu troleibuză, cum să Chirca a citit de la Circ și ne-a dus așa și a citit poezie. Un actor a citit poezie de Topârceanu, când era, dar de asta, așa, mai pentru adulți. Mai intervenit, da. Pentru adulți. Poezie de Topârceanu pentru adulți. A fost și cu vin fiert. Ok. Dar voiam să, pentru că mi s-a părut interesant ce a zis Radu legat de cum arată poeții, cum arată ideea asta de a intra într-o identitate, într-un rol, la urma urmei, care poate e dezirabil și la un moment dat poate e cool să fii poet. M-a obsedat în ultimii ani asta pentru că poezia a crescut mult, s-au făcut mult lobby, s-a lucrat mult în România pentru asta, tot repet lucrul ăsta. Și mi-a fost teamă și încă mai e că poezia poate să pară cool și să fie abordată într-un anumit fel. Nu cred că e cool. Ieșim din... Adică e mai mult decât atât. Dar ce înseamnă să fii poet sau ce te face să fii poet sau ce se întâmplă cu tine după ce ai decis că ești poet sau poet? Mi-a adus aminte de când am citit pentru prima dată în fine, în public, într-un public specializat, în fine,
fața unui, la Uniunea Scriitorilor din București, în floarea de menghină. Mi-aduc aminte că nu a apăruse nici volumul meu individual, nu știu dacă a apăruse antologia noastră, cu Mircea Cătărescu, cred probabil că da, nu mai știu. Mi-aduc aminte că era în public Ion Stratan, poetul Ion Stratan, Nino, și că nu, eu nu aveam o carte, aveam foi și aveam foile bătute la mașină, practic, așa era pe vremea aia. Și Nino a făcut corecturi, deci în timp ce citeam, corectam într-una, n-am avut inspirația, nu trăiam cu obsesia posterității, nici a mea, nici altora, deci n-am luat acele foi. Dar ideea este că la sfârșit, după ce m-au ras, au zis că e groaznic ce am scris și așa mai departe, a venit la mine un alt poet, n-am să spun cine, și mi-a zis, nu e nimic, nu te întrista, e abia prima ta carte, primul tău poem, nici nu era prima ta. O să vin altele, o să scrii, important e un singur lucru. Când te trezești dimineața, te uiți în oglindă și spui, sunt poet și este suficient. O luați cum vreți. Ce spune Svetlana? Să nu avem prea multe declarații mâine dimineață. Pe chestiune și se leagă și cu ce zicea Radu despre singurătate și crede mie, pentru mine funcționează în dublu regim. Deci când scriu sunt mai degrabă singur, dar nu aș putea, pe bune, nu aș putea funcționa fără o rețea foarte extinsă de prieteni, adică eu sunt omul care în momentul în care am scris un metru de vodcă la cub, i-am trimis lui Radu Vancu, care tocmai nu mai bea de atunci și eu țin și reacția lui Vancu, zic, ce m-aș îmbăta acum, dar tocmai acum nu mai beau. Da, o să leg mai degrabă de ce a spus acum pe final Svetlana cu Nino Stratan, pe care am apucat și eu să-l cunosc. Am foarte mulți prieteni care nu mai sunt acum cu noi. Gălui Crăciun, în memoria căruia deci am dedicat romanul Țări sub Liv, 10 ori 10. Am fost foarte apropiat cu Sandu Vlad, foarte apropiat. Deci când mergeam la Cluj, știa din timp și îmi scria din timp. Zice, tu vii la Cluj, îți faci tale tare, bei cu murii, te duci și o vezi pe rup, nu știu ce. Dar mie mi-a partit o zi de dimineață până și venea la hotel la ora la care conveneam și tu ești al meu azi. Și ce făceam asta ne privește pe noi doi. Acum, da, bun, a fost urmat. Pot să spun că am ascultat atâta muzică americană, country, când am ascultat în viața lui, în casă era. Și spun acum istoria pe care mi-a povestit-o CIS după aceea. Dar, da, hai să mă vedeți puțin. Deci, în 2014, în octombrie, am fost la Field și atunci am povestit câteva zile și sunt ultimele poze cu mine și cu Sandu Vlad de la Field din 2014. Ne-am văzut atunci, Radu, tu ai moderat chestia de poezie. Și am tot povestit, este o poză cu mine și cu Antonese și cu Sandra și tot am povestit și Sandra mi-a vorbit atunci despre romanul Un lucru, Omul la fereastră, pe care mi l-a promis. Adică și eu am fost tâmpit încât n-am avut o inspirație, scot orice fițuri, chiar și să pun să semnez un fel de contract, ca să, pentru că după aceea romanul a apărut la Carmides, bun. Și nu este semnătura lui final, adică nu este lucrătorul lui final, era doar în fază. Și am tot povestit. Ceea ce mi-a spus CIS după moartea lui Sandu, și asta m-a întors pe dos, literalmente, este următorul detaliu. Deci, începând cu 2001-2002, din când în când trimiteam la Vatra capitole din viitorul romanță sub viu 10x10. Dar vorba cum zicea sfântul meu, le băteam la mașină, nu aveam computer. Deci, le băteam taca-țaca la mașină. Și venea după aceea revista, le citam, bun, chiar le citam, că eram curios, că știam că e bătut la mașină și revistele aia culeasă, trebuia să văd. Și erau impecabil de curate, erau texte impecabil de curate. Și deja după moartea lui Sandu îmi spune ce zice, dar știi cine îți culegea textele? Sandu Vlad. Și mie îmi stă și acum în cap ca o chestie. Sandu Vlad, marele romancier, era pe post de secretara mea. Și ca să nu închei pe chestie tragică, să vă spun una și apropo cum funcționează prietenia și în faza foarte duioasă și haioasă. Eram deci, în 93 la Chișinău, era un festival, în casa mea era CIS, Alexandru Sterecan, Aurel Pantea și Ion Mureșan. Fiica mea pe atunci avea 5 ani de zi, a găsit niște bețigași și fumigene. L-a prins și sub barba lui Pantea, deși apărea așa ca un fel. Bun. Și povesteam un altă, de la noi acasă, ne-am mutat la Nicolae Popa, care are o fetiță, atunci fetița lui era, deci avea 8 ani sau 9 ani de zile.
stăm la masă și mai departe. Fetița lui Nicolae Popa se numește Constanța. Și la noi, fetița mea rară și-a face bot. A înțeles ea că eu mureșan este din România, deci responsabil pentru toată România. Și am spune așa, zice, nenea Murie. De ce în România există orașul Constanța și nu există orașul Raluca? Foarte grav. Extrem de grav. Aici abia a început istoria, apropo de istoria de pretenie. Bun. Am râs, nu? Vine Murie la, se întoarce Murie la Cluj și scrie un editorial. Temei de a fonda un oraș. Evident, orașul Raluca. Asta mi se pare extraordinar în pretenii literare. Adică, dincolo de singurătatea noastră, faptul că noi comunicăm și, bun, pot să povestesc istorie cu Ioan Floră, dar mai bine citiți poemul Un metru de vodcă la cup. Aia e chiar e adevărat de un la un capăt la altul. Sau pot să povestesc istorie cu Justin Panța, dar citiți Autoportret cu ochelari de ceai. Pot să povestesc despre Madi Marin, dar citiți poemele mele cu Madi Marin. Pot să povestesc cu Emil Brumalo. Cât Dumnezeule, cât a făcut cu Emil Brumalo. Pur și îmi stă mintea în loc. Dar citiți în carte. Cred că această ecuație, într-un fel fericită, nefericită, de a fi singur în fața, într-un fel de zonă, aproape zonă tarkovskiană, a singurătății în care tu te miști aruncând cuvinte pe post de piuliță, așa ca atunci când creezi, și pe de altă parte, atunci când ai șansa aceasta de a forma o rețea foarte extinsă de prieteni, cu Andrei Codrescu schimbăm mesajul. Azi dimineața, apropo, azi dimineața mi-a scris Dorin Tudoran și a fost cel mai așteptat mail, pentru că ieri Dorin Tudoran mi-a trimis următorul mail. Zice, am o operație, voi face anestezie generală pentru operație. Dacă mă trezesc, îți scriu. Dacă nu mă trezesc, atât a fost. Salut, bătrâne. Și azi dimineața m-a fost, nici de la o iubită n-am așteptat un mail, m-am așteptat mailul de la Dorin Tudoran și a spus, noroc, m-am trezit, ce mai fac, bla bla bla. I-am trimis și chestii cu zilele, și atunci ce fain, ce îmi pare rău când sunt la Chișinău, pentru că eu am stat aici 7 ani de zile în anii 90. Mulțumesc! Ia să-mi și-o rămas de prieteni, și că ți-o formă prieteniei. Mi-am dat seama, în primul rând, am uitat ce vă simți. O să fac o mică notă la ce am zis, că sunt poetă, nu știu nevoie să mă explic. Că eu nu m-am uitat niciodată în oglindă să zic că sunt poetă. N-ați urmat sfatul. Nu prea. Și tot o țineți cu sunt alta. Da, sunt alta și că nu sunt de fapt. Adică nu e... Deci cum... Nu știu, poate merge asta. Dar niciodată, cu atât mai mult atunci când mi-a spus... Cine mi-a spus să mă uit în oglindă să zic în fiecare dimineață. Adică era practica în literatura asta motivațională, știți? O mantra din asta. 5-4. Da, 5 pași spre a fi poet sau poetă. Dar atunci nu se folosea cuvântul poetă pe vremea aia, nici nu exista. Dar da, nu știu dacă funcționează și atunci chiar nu mă gândeam, n-aveam în mintea mea, deși voiam să scriu din totdeauna și asta voiam să fac toată viața, dar să mă gândesc că o să fiu poetă și că trebuie să-mi pun asta în cap și că trebuie să trăiesc cu o definiție a mea, cu o carte de vizită de dimineața până seara pe care să scrie, asta nu. Însă mai vreau să adaug la toată povestea asta cu prietenia, pentru că ați spus despre lucruri atât de importante pentru voi și da, am zis că a fost importantă relația mea cu grupul nostru cu care am debutat în tablou de familie. În primul rând că este ceea ce aduce pentru mine literatura, este posibilitatea asta de a te îndrăgosti și de a te reîndrăgosti și vorbesc de o îndrăgostire de celălalt care face același lucru ca tine. Eu nu pot să trăiesc fără să totuși să mai dau o șansă îndrăgostirii și dacă așa a fost cu prietenii mei din facultate, care sunt toți scriitori deja consacrați, am avut șansa să mi se întâmple asta și mai târziu și da, e vorba despre Athena Farrokhzad, poeta și prietena mea suedeză, care e născută în Teheran, în Iran, în fine, într-o familie de emigranți veniți în Suedia și am retrăit asta cu Athena din plin și, de fapt, așa cum am zis și aseară, a fost experiența mea legată de alteritate. Am ajuns să trăiesc tot ceea ce se poate trăi în țara ta, în mediul tău, în găștile tale, bisericuțele de la tine, de acasă. Am trăit în Suedia cu poeții suedezi pe care îi știu și, în primul rând, cu ea. A fost o îndrăgostire clară și așa am ajuns să scriem Tradu și să facem toate lucrurile astea poetice împreună.
pentru că am avut mai multe întâlniri, știu cam cum se așează lucrurile pe final, știu câte întrebări în particular au copiii ăștia să vă adreseze, atunci nu să putem ieși de aici, cu siguranță, cel puțin o jumătate de oră. Până v-a liniști ceva să citiți, pentru că ne-am dat seama că imprimăm în memorie vocile scriitorilor care ne citesc aici, da? Și ziceam că după asta citim și noi cu vocile voastre. Au zis-o copiii, că după ce vă citesc ulteriorul întâlnirilor, vă aud vocile și cred că e un exercițiu important. Dacă sunt întrebări generale, vă rog să le adresați acum, dacă nu urmează faza cu autografe, pentru că îi vedeți că stau cu cărțile pe masă, va dura mai mult și aș vrea să... Da, nici nu mă îndoiam. Tot în ordine de ieri? Ha! Ce? Schimbați cuvintele cu locurile, da? Știți încă o dată. Se vorbea ieri că se întoarce mereu la punctul zero, la început. Eu mă întorc la afirmația lui Ulbeck. Căuta să scrie despre fericire în poezie. De ce am afirmat, ați afirmat, că fericirea este oarecum egală cu binele? Eu o văd pe Cioran destul de bine. Dar nu fericit. E bine cu sine, dar nu e fericit. Radu. Fața lui Radu acum caută răspuns. Da. A venit omul într-o vacanță la Chișinău. Și mai i-a dat peste cap. Nu știu dacă fericirea este egală cu binele. Ce știu e că și fericirea și binele sunt opusul suferinței conștiente provocate altora. Putem presupune asta. Adică în momentul în care citesc texte de orice fel, literare, ideologice, în care cineva are impresia că ideile lui sunt mai importante decât oamenii concreți, pentru mine a pierdut orice formă de interes, eu știu. Adică ne-a arătat istoria foarte limpede că toate doctrinele care au considerat ideile mai importante decât oamenii au ajuns criminale. Toate, fără excepție. Adică a crede că ideea e mai importantă decât omul înseamnă ajunge să elimine omul până la urmă. Să nu aveți încredere în cei care vă promit ideile ultime. Sau are Richard Rorty, pe care poate îl știți, filozof american, are un concept important pe care îl numește vocabular ultim. Vocabularul ultim este o ideologie care pretinde că e singura, ultima ideologie, că, de fapt, cuvintele ei sunt cuvintele ultime, definitive, care explică totul. Orice ideologie a vocabularelor ultime devine criminală, întotdeauna. Fără ex, fie că e vorba de ideologie politică, religioasă, filozofică, de oricum ar fi ea, ajunge să elimine omul concret. Și pe mine asta mă interesează la scris. Nu neapărat să mă facă fericit, să mă facă să mă simt bine. Sigur că n-ar fi rău să fac asta. N-aș protesta dacă ar face asta. Dar să mă facă să fiu interesat de omul concret. Să-mi arate că vorbește în numele omului concret. Că nu încearcă să-l depășească. Asta a fost o eroare a modernității. În prima jumătate a secolului al XX-lea, în artă păreau cele mai evoluate, cele mai avansate și mai respectabile, doctrinele care eliminau omul concret. În pictură, cele care eliminau figura omului. Aici evoluția lui Cézanne e, cum să spun, emblematică. Cézanne începe ca un portretist extraordinar, după care trece de la figura omului la fructe, pictează mere, nu știu ce, și scrie criticul german Hans Sedlmayr. E o enormă tristețe că pentru Cézanne un măr a ajuns mai important decât fața umană. Și după care trece la abstracționism și la ce știm noi, care a ajuns faza lui cea mai respectată. Schönberg, da? Schönberg scrie undeva, Schönberg face o prefață unei compoziții de Alban Berg, discipolul lui principal, și scrie, Berg scrie așa, bucuros, ca pe ceva, la lunță ca pe un triumf extraordinar, zice, Berg a eliminat căldura animală din muzică. Căldura animală însemnând emoția, sentimentul asta.
Și asta era o victorie extraordinară. Mallarmé spunea să ucidem burghezul care doarme inima poemului. Sau tot Mallarmé vorbește despre dispariția elocutorie a vocii care vorbește în poem. Adică să nu mai vorbească un om, să pară poem. Ori asta a fost, și asta era arta considerată atunci cea mai evoluată. Și eu cred că asta a fost o eroare, pentru că pur și simplu, gândiți-vă la Ion Barbu al nostru, Ion Barbu ermeticul, da? Care voia idee, și gândiți-vă la polemica cu Arghezii, ce-i reproșa lui Arghezii? Că e un poet meșteșugar care se ocupă de sentimente, adică de ceva declasant, degradant, și că ideea pură, știți textele, da? Ideea pură, narcisismul ăsta al spiritului, care se oglindește în el însuși și nu mai are de-a face cu emoții, cu sentimente, cu corpul uman și așa mai departe, asta este victoria definitivă artei. După al doilea război mondial, cred că a încercat să-și ia revanșa și a înțeles eroarea și a spus nu, trebuie să umanizăm cât putem mai definitiv arta. De asta se vorbește despre un concret în poezie, de asta a intervenit omul concret în muzică, în arte, chiar în discursul științific. Toate artele, toate științele sunt acum judecate după natura lor aplicativă, ceea ce e alt pericol. Pentru că matematica, în fine, nu mă mai lungesc. Pe scurt, pe foarte pe scurt, deși nu sunt în stare să fiu scurt, după cum se vede, pe mine mă interesează poezia care vorbește despre omul concret, despre... Iar ce eratase Houellebecq era că vorbea despre fericire abstractă. La Pursuit du Bonheur el vorbea așa, despre un fel de... și fitit tâmpit, hai să fim serios. Da. Da. Era un artist slab atunci, se vedea asta. Mihai? Eu am rămas cu una de la muzeu de ieri și... Da, bine, ok. Dacă tot s-a discutat acum despre rău și bine, am vrut să întreb dacă crezi că omul poate trăi fără ură sau fără rău și dacă și-ar putea cumva să-și depășească condiția asta a lui uman, cum e ea acum. Da, înclinarea să spre rău. Dacă am putea face un exercițiu al binelui până acolo unde să devină identitatea. Eu n-am nicio plecare, eu n-am scris o carte rău. Să l-a scris. Să l-a zice bine. Tu știi ce e frumusețea. Acum întorc replica. Nu o să răspund, nu știu, neapărat filozofic. Dar spune tu întâi despre rău. Te rog, că furia aia... Hai să vedem acum. Te rog. Doamne, eu am mari suspiciuni față de oameni care spun că sunt fericiți, mai ales 24-7, da? În continuu, deci ceva nu e în regulă. Sau oamenii care spun că ei știu cum trebuie să trăiască. Sau am de să-ți explic eu cum stau lucrurile. Am mari suspiciuni pentru asta. Eu, în general, nu sunt convins absolut de nimic. Și doar presupun. Pentru mine, faptul de a fi câteodată dezamăgit, revoltat, e parte din viață, e absolut necesar și pentru procesul de creație și de a scrie și cred că și muzicieni sunt foarte mulți care își varsă ura peste chitară electrică și iese ceva foarte bun. Da, deci e o parte componentă din viața noastră. Noi n-am ști ce înseamnă fericirea și plăcerea, dacă nu ne-am frige de ură, de dezamăgire, de toate aceste sentimente pe care noi le numim negative, eu le numesc pur și simplu sentimente. Ele sunt doar necesare ca să înțelegem unde a fost trece, dacă n-am trece și prin cald sau invers. Asta e. Doar rapid să mai spun la întrebarea precedentă despre singurătate. E un lucru... Cel puțin, iarăși, o să judec din propria perspectivă, că pentru mine a fost crucială libertatea. Bine că am ucis mulți oameni în ambele cărți, dar mie, în general, îmi plac oamenii. Pe rând, câte unul. Calitatea de cobai? Și îmi place să mă izolez în cameră, să mă încui și las muza chiar după ușă, sau în sensul că soția și copilul. Și e excelent. Când poți să stai între patru pereți și mai închid și draperiile și atunci stai, cumva, gândurile devin mai limpezi.
Dar suntem toți persoane cu temperamente diferite. Pentru cineva asta lucrează, pentru altcineva nu. Adică este foarte greu să dai aici un sfat sau o sugestie. Cum e mai ok sau cum e mai productiv să scrii fiind într-o singurătate absolută sau nu. Iarăși vorbim despre prieteni. Poate i-aș număra pe o mână de... Nu am mai mulți și încerc să țin legătura cu ei și eu o plăcere enormă când am cui să-i dau un manuscris care tocmai l-am terminat, de exemplu, și să vină o idee destul de sinceră de la cineva și să-ți spună că e bine sau nu e bine și ce nu e bine și poți să mergi mai departe la editură. Acum, tot ce se întâmplă în zilele literaturii române, încep și am mare speranță să-mi fac și eu niște prieteni scriitori, pentru că eu am făcut vreo 10 ani de jurnalist, un mediu destul de toxic, a fost destul de greu să fac prieteni acolo sau să-i păstrez în special, dar iarăși undeva sunt pe o mână, nu mai mult de 5, deja e bine. Pentru o persoană care prețuiește lucruri autentice într-un om, nu e nevoie de 100 de cometri. Voiam să zic legat de singurătate, că dacă tot ai numai un pic și după aia spun o frază despre bine și rău și gata. Dar uneori am senzația că dacă ar fi mai mulți oameni în jurul meu sau că într-un fel mediul tău, ce e în jur, cine se mișcă prin jurul tău, poate să schimbe într-un fel subtil scrisul tău. Adică am convingerea că dacă ai fost încă 5 oameni în casă, de exemplu, indiferent că eu pot să mă retrag în camera mea, ceva s-ar amprenta, oricât de bine aș ști eu ce vreau să fac în text, oricât de clar ar fi, oricât de stabilă ar fi legătura cu vocea mea, cred în asta. Adică nu cred că suntem indiferenți, oriunde am fi în parcursul nostru de oameni care scriu, nu suntem indiferenți la cine e în jurul nostru, cum ne raportăm la ceilalți. De exemplu, sunt alta, am simțit nevoia să ies din casă și să scriu foarte mult în afara casei. De-aia am vrut să și precizez. Am scris foarte mult într-o anumită cafenea din București, în cartierul Grivița din București, la care țin foarte mult, lângă piața Matache, și a venit pandemia și a trebuit să scriu în casă. De fapt, m-am și oprit din scris, n-am mai scris câteva luni bune, mi s-a părut inutil și am crezut că nu o să mai aibă nicio relevanță ceea ce am scris înainte. Dar asta vreau să spun, că îmi place să scriu în cafenea, îmi place să aud zgomot pe fundal și să fie viață, să fie prezență umană, să captez voci. Este într-un fel o variantă ideală. În momentul în care ajungi spre fazele finale ale cărții și lucrezi o structură, este mult mai complicat să stau afară. Aia e și partea cea mai grea, pentru că fac asta și în, adică fac în cazul cărților de poezie, chiar dacă nu sunt romane și nu. În ceea ce privește rău, am avut discuția asta și la Sibiu, de fapt. Dacă te face mai bun literatura, am fost la Olimpiada Națională de Literatură, care a avut loc la Sibiu, și eram tot împreună pe o scenă, erau aproape 400 de oameni în sală și am ajuns, să știți, tot cam pe aceleași teme. Și atunci ziceam, o evocam pe o doamnă mare, terapeută, psiholog din Franța, Françoise Dolto, care a făcut enorm pentru copii și implicit pentru educarea părinților ca să-și crească copii altfel. A făcut emisiuni la radio, a creat niște maison vert pentru copii acolo și ea spunea că nu putem produce binele, citez aproximativ, fără să vorbim răul, fără să numim răul. Exact asta se întâmplă în literatură, este o condiție. Și ceea ce face un om care scrie, vorbesc de oameni care scriu, dar și alte tipuri de artiști cu alte, care manipulează alte tipuri de limbaj, fac același lucru, este, punându-se, cum spuneai, în bătaia a puștii, furie, diverse alte tipuri de sentimente, practic scrisul este o metodă de incluziune a unor lucruri greu de spus, greu de trăit, greu de numit,
Și atunci ăsta este răul acela. Din păcate, bad news, nu cred că omul poate să trăiască fără rău. Mi-aduc aminte că l-am și chiar închei, deși sigur că am mai putea continua pe tema asta. Eram la Paris într-o rezidență și am avut mare șansă de a-l cunoaște pe Per Michel Evdokimov, părintele Michel Evdokimov, care slujea undeva în banlieue la Paris, fiul marelui Evdokimov, Paul Evdokimov, emigrat în Franța. El a predat Dostoevski literatură mulți ani, după care a decis să se facă preot. Și am pus această întrebare, să nu mă întrebați acum ce legătură are cu rău, pentru că sunt sigură că o să înțelegeți care e legătura cu rău. Părinte, nu simt continuitatea. Unde este continuitatea? Pentru că, de fapt, despre asta e vorba. Disarmonie, rău, tulburare, toate astea țin de discontinuitate. Noi încercăm să creăm un flux care să ne țină deasupra tuturor sentimentelor greu de dus. Creăm un flux scriind, da? O structură suportabilă. Suntem niște surferi, toți ne stăbim, cădem de desubt, depinde. Și am zis, unde e continuitatea? Și el mi-a zis, în loc să-mi dea și mie un răspuns, că nu e continuitatea aici. Asta este. Nu putem. Noi suntem discontinui. S-ar putea ca astăzi să avem senzația despre noi că suntem frumoși și s-ar putea ca diseară să trebuiască să adormim, acceptând că, nu știu, n-am fost chiar frumoși toată ziua, nu știu. Depinde ce înțelegem prin frumos. Toată viața noastră e o activitate de includere a ceva ce acceptăm sau nu la noi. Și literatura extinde teritoriul incluziunii, dacă vreți, a tot ceea ce este în viață și în noi înșine. Mulțumim. Eu mâna acolo că avem... Da. Da, întrebați așa, să nu mai alerg cu microfonul, că se aude. Da, o să mă repetă picioare. Da. Ați menționat anterior că scrisul și literatura constau dintr-o luptă interioară a scriitorului, caracterizându-se prin mai multe întrebări pe care le aveți în parcurs. Și totuși, de multe ori, oamenii în literatură caută răspunsuri. Care considerați dumneavoastră că este rolul sau, cel puțin, atunci când scrieți, care e scopul care vă ghidează? Ce face literatura? Pune întrebări sau dă răspunsuri? Profesor, și studenții vă întreabă, cu siguranță. O să continui de pe linia deschisă de Svetlana, pentru că cred că se poate răspunde la întrebarea asta continuitate. Albert Camus ținea foarte mult la propoziția următoare, care, pe care o folosește în Nos și o folosește și în, într-un eseu. Propoziția sună așa, numesc adevăr ceea ce continuă. Și propoziția asta lângă ei devine intertextul central al lui Mircea Ivănescu, că toate se leagă. Adevărul, și poate că și frumusețea, că despre asta era vorba, e ceea ce continuă într-o lume, are perfect dreptate Svetlana. E o lume de discontinuități, de fracturi, de rupturi, de nonsensuri, de non-sequituri. În lumea asta e esențial să încerci să construiești continuități. Literatura poate să construiască continuitate. O formă de continuitate, sau măcar iluzia unei continuități. Incluzând ceea ce ți este străin, ceea ce ți este ostil chiar, ceea ce ți este inamic, pentru mine una dintre lecțiile lui Homer e chiar asta. Dacă citim Iliada, scrisă de un grec, mă rog, scris, compusă de un grec sau mai mulți greci. Grec la plural. Da. Vezi cu surpriză că, de fapt, simpatia e mai degrabă pentru troieni, pentru inamici. Da. Homer, apropo de inamici, da. Adică Homer, din punctul de vedere al grecilor tradițional, comitea un act de trădare de țară. El scrie cu simpatie mai multă pentru Hector decât pentru Ahil, în mod evident. Scrie din punctul de vedere al victimei mai degrabă decât din punctul de vedere al agresorului, care era în același... Și asta, da, asta, deci literatura... toate surprizele pentru anul viitor când facem... Literatura se plasează, asta e unul din magicurile ei. Și, de fapt, singurul răspuns pe care, definitiv pe care era literatura, e ăsta. Eu pot
să încerc să văd întrebările din punctul de vedere al inamicului meu, al diferitului meu, al celui care nu e ca mine. Cum arată lumea dinspre el, dinspre ea, dinspre cel care mă înspăimântă, dinspre cel care mă... Cum arată lucrurile astea? Cum se vede lumea? Există un roman superb despre care am vorbit cu Svetlana, un titlu tâmpit, dar romanul e superb. Nu Destin, vreau să zic pe Irogon. Nici Destin e un titlu foarte bun, mă rog, dar pe Irogon e chiar mai tâmpit. Nu știu, hai pe Irogon. Ea zice de Destin, cartea Zeruiei și Alep. E o carte splendidă, Zeruia și Alep Destin. Numele real, să spunem așa, e Stupoare al acelui roman. Numele ales de editor pentru a vinde, că e mai catchy, sună așa ca Sandra Brown, e Destin. Bun, dar romanul e superb și seamănă într-un fel. Romanul Zeruiei și Alep, despre care zice Svetlana Cristian, cu romanul pe care, de care voiam să vă zic eu, cu un titlu, cred că o să fim de acord că e mai tâmpit totuși de copistim, titlul este Apeirogon, care este în geometrie numele unei figuri, numele unei figuri geometrice. Apeiron înseamnă fără limită, infinit. Apeirogon e un poligon cu o infinitate de laturi, adică un cerc, de fapt. E un fel prețios și tâmpit de a spune cerc. Da, nu, să nu ne certăm despre nume. Romanul este al unui irlandez, Colm McCann, un mare scriitor de azi. Și este despre oameni care au pierdut copii, iubiți, fii, fiice, tați, în atentate teroriste comise de palestinieni sau în agresiuni militare îngrozitoare comise de armata israeliană. Și e vorba, e bazat pe un caz real. Supraviețuitori ai acestor ființe moarte încep să se întâlnească în secret pe un sat de graniță între Israel și Palestina, încercând să vadă în celălalt nu reprezentantul unui popor care i-a asasinat copilul, tatăl, iubitul și așa, ci un om. Ceva foarte greu. Să vezi în cineva care vine din tribul care ți-a ucis pe cineva pe care îl iubești, un om. Sper să se întâmple și la alte granițe. Da. Sunt, de fapt, în Israel, Palestina, țările din jur, se fac mulți artiști vizuali, muzicieni, care fac proiecte la graniță sau dublează, adică fac proiecte de o parte și de alta a graniței simultan. Și încearcă să aducă oameni și dintr-o parte și în alta măsură în care e posibil, evident. Păi, e foarte greu, și tehnic e greu, da? La asta te refer, dar e și riscant pentru că cei din jurul lor reacționează foarte nasol la asta. De pildă, soția care află că soțul ei se întâlnește cu cineva din poporul care i-a ucis fiica, zice, tu te întâlnești cu asasinii fiicei noastre pe ascuns și s-a lăsat cu divorțul. Sau cu ruperi de prietenii, sau cu frânturi, adică e foarte complicat. Și, bine, a devenit public între timp acest proiect, care s-a extins și e ceva foarte important. Și asta te duce, acum sărim câteva secole, dar, de fapt, întrebarea e aceeași. Întrebarea din centrală din Hamlet, to be or not to be, și așa mai departe, nu e întrebarea existențială, despre a exista sau nu exista, și nu știu ce, heideggerianisme, nu. Întrebarea lui Hamlet este nu, de fapt, nu to be or not to be, ci to act or not to act, sau, și mai simplu zis, to get revenge or not to get revenge. Adică ce e etic să fac? De fapt, asta e întrebarea simplă din Hamlet. Ce e etic să fac? Cui trebuie să fiu loial? Tatălui asasinat și să acționez în numele tatălui asasinat, despre care știu pertinamente că a fost asasinat, că a verificat cu piesa aia cu teatru în teatru. Și atunci ce e etic să fac? Să fiu loial tatălui, dar distrugând tot ce e în jurul meu și poate omorând și pe mama mea în procesul ăsta. Sau să fiu fidel mamei, da, dar asta înseamnă să-mi trădez pur și simplu tatăl. Și sigur că răspunsul pe care e ușor să-l dai când nu ești prins într-o astfel de situație este mamei, lasă, iertare, să nu curgă sânge. Și sunt de acord cu asta, dar prima dată când am chestionat, când mi-am dat seama cât e de complicat, a fost când eram în Turcia. Nu știu dacă tu ai apucat să o cunoști pe Yabra Kuez, poeta turcă. O poetă turcă din generația noastră, o profesoară de engleză, foarte bună, foarte mișto, foarte relaxată, total, evident, antifundamentalistă ca orice scriitor cu adevărat bun. Și, mă, pe aceea discuție. Și aud știrea, eram cu ea, cu Yabra, în Istanbul, și am auzit știrea că Ocalan, liderul teroriștilor curzi, care era în închisoare, dar din închisoare coordona toate atentatele și așa, a ajuns la un armistițiu cu Erdogan.
un armistițiu de experiment de o lună. Da, un timp. De noi o lună nu facem atentate, noi curzi. Voi o lună, guvernul turc, nu ne exterminați, nu ne ucideți, nu ne acuzați, nu ne... Și să vedem dacă merge. Mie mi s-a părut o veste bună și i-am spus lui Iaprac bucuros, uite, e o veste bună, un armistițiu care va limita cantitatea de suferință și de sânge. Și Iaprac, relativista, democrata și mai departe, deodată s-a, prietena mea, deodată s-a cabrat și a zis nu, orice armistițiu cu cei care ne-au ucis, iubiții, fiii, fiicele, mamele, tați, este imoral. Și atunci mi-a dat seama cât de complicată alegerea asta pentru Hamlet, Iaprac, Öz, și supraviețuitorii acestor, cui ești fidel, de fapt? Pentru că senzația e că dacă nu acționezi în numele iubirii moarte, o trădezi. Da. Și atunci, asta e întrebarea lui Hamlet. De asta îl macină, de asta ezitarea atâta. Nu pentru că e un bleg sau un, nu știu ce, se insistă mult pe Hamlet ca un fel de bleg care nu se poate decide, ca măgarul lui Buridan între două banițe de fân. Nu asta e la Hamlet. Dificil e să alegi cine moare. Cu care iubirii ești fidel. Loialități, iubiri care se ciocnesc. Ce faci în situația aceasta? Ce fac? Cu ei sunt fidel. Și dacă măcar un om dintr-o sută renunță la... Eu sunt, în continuare sunt pentru a nu vărsa sânge, a rupe lanțul ăsta al răzbunării, dar înțeleg cât e de dificil pentru cineva care e în situație. Înțeleg, am înțeles asta. Dar dacă pe un om din 100 îl convingi să nu verse sânge, să nu mărească cercul suferinței, cred că și-a făcut treaba. Pot să completez cu ceva aici? Mi-amintesc un răspuns al lui Mircea Cărtărescu de la Bookfest-ul de la Brașov, că ne-am întâlnit atunci și cu Radu și... La, cred că era lansarea la Zodia Cancerului, nu? În 2018. Da, la rău, cred. Nu, nu. Nu la retransparență. Nu mai știu. Nu. Sunt atât de grafă. Da, era la... Era la Brașov și cred că într-un context similar de discuție, Cărtărescu a zis literatura pune întrebări, Doamne ferește dacă se apucă să dea răspuns. Mi-a plăcut foarte mult. L-am luat așa mai răspunde la nimic. Da, dacă mai devine și o formă a dictaturii răspunsului, atunci e grav. De mult. Da, eu îl țineam. Și se vehiculează că literatura are menirea de a forma citori. Dar s-a avut odată senzația că o forță supranaturală a determinat să vă asumați rolul de scriitori tocmai pentru a vizualiza, explora tălânguri aspecte care vi se păreau invizibile până atunci. Sau poate romanele pe care le-ați realizat și poate vor servi o sursă de lumină pentru cititori, între de toate v-au îmbăgățit pe domniile voastre și anume aceasta garantează că, da, romanul își va avea efectul. Eu aș reformula sau aș readuce acea întrebare care mi-a fost pusă aici niște ani în urmă, dacă vă pare rău vreodată. M-a părut rău vreodată că am citit o carte foarte bune. Eu cred că, deci, nu o să spun care a fost răspunsul meu de atunci, pot să spun doar atât, că da, pot să, da, deci, pot să spun că da, deci, cartea aceea se numea Eseu despre orbirea lui Saramago, atât de puternică cât m-am gândit dacă eu, un om care citește 2-3 cărți pe săptămână, pe bune, 2-3 cărți pe săptămână din care aleg una singură pe care o prezint luni seara la Europa Liberă, dacă pe mine acea carte m-a lovit foarte contundent și m-a bulversat, și dacă eu vorbesc în termeni de entuziasm, pentru că am avut un fel de entuziasm extraordinar citind cartea, pentru că este hiperinventiv și așa mai departe, și dacă eu las să transpară acel entuziasm și cineva, se, după mine, cineva tânăr, se prinde, citește cartea și îi dau peste cap și comite nu știu mai ce, pentru că uneori unele cărți ca și cum îți forțează puțină sau cel puțin îți dezleagă niște chestii care te fac să... nu cumva, deci mi-asum o chestie care... Responsabilitate. O responsabilitate. Deci, eu am, pe bune, încerc să fiu foarte responsabil cu ce recomand, în ce auditoriu, ce fel de cărți le fac vizibile. Sigur că construim lumile din noi și mai departe, e o poveste foarte lungă. Aici cred că fiecare dintre noi ar putea ține un doctorat aici, vorbit și scris cu atât mai mult. Și probabil că autorii foarte serioși
adică autorii care au chiar această chemare a scrisului, dincolo de faptul că, zicem, acopere ghilimele de rigoare tematic niște idei, niște situații, etc., etc., reflectează permanent la scritura propriu-zisă, la acest mecanism care, care merge pe intensificare, care face și pe apropiere, pe faptul că ne face să ne întrepătrundem și ca ființe umane. Eu nu pot să și cu asta chiar închei, ca să nu lungesc foarte tare. Eu am o biografie foarte interesantă. Deci, eu am fost bătut de poliție, am fost arestat, mi-au pus cătuș și așa mai departe, asta ca printre altele. Titlul meu, cel bătut, duce pe cel mai bătut, mi s-a întors cu brio. Știu ce înseamnă asta, am inclusiv dovadă de la poliție că mi-a spart capul și așa mai departe. Bun. Dar credeți-mă, și pe bune, cele mai importante întâmplări ale vieții mele foarte interesante, viața care a fost și în Madagascar, a fost și în China și nu știu pe unde, au fost câteva întâlniri cu niște cărți. Alea au fost atât de importante cât m-au luat peste cap, mai tare decât bastonul cel de polițist dat în cap și multe alte chestii. Poate că este un răspuns, dar nu știu dacă e... Cu siguranță că e frumos răspunsul și chiar dacă poate nu acoperă întrebarea, dar acoperă alte zone de curiozitate pe care le avem. Voi încheia discuția publică, repetând... Probabil că entuziasmul meu față de sloganul Zilelor Literaturii Române la această ediție, nu știu cine l-a găsit, felicitări, e foarte frumos, adică că nu credeam că există atâta dragoste în jur. Da, acum știu, credeam că mai e un... Nu, asta este. Și mă gândeam că dragostea i-a adusă, mulțumim că ați adus această dragoste în Chișinău, în liceul nostru, ne aduceți permanentă dragoste prin cărțile pe care le scrieți, suntem... harnici, vă asigurăm de asta. Suntem foarte curioși. Nu credeți că citim doar la Zilele Literaturii Române, citim și înainte și mai ales după. Eu sunt sigură că listele lor de lectură s-au completat și fondurile de carte s-au completat. Dar bine că s-au dus unde trebuie. Așa că îi las să adune autografe, să-și mai alimenteze entuziasmul de a vă întreba ceva și să continuăm cu lecturile noastre. Apropo, mulțumesc în mod special Radu pentru paranteza cu Mircea Ivănescu, pentru că sâmbătă avem ședința Clubului de Lectură și autorul zilei de sâmbătă este Mircea Ivănescu. Și eu de vreo 4 zile, de vreo 4 zile tot pe discuțiile respective eram, le-am recitit și mi-am marcat niște fragmente. Era o surpriză în fond pentru sâmbătă, dacă tot am spart toate surprizele și cu Hamlet și cu tot. M-ai făcut praf, n-am ce mai caut la școală în următorii ani, o să-mi iau concediu. Sâmbătă vorbim despre Mircea Ivănescu. Și dacă vorbim despre Mircea Ivănescu, nu putem să nu pomenim și discuția de astăzi și toate evocările pe care le-ai făcut de altfel despre sâmbătă. Eu știu pe Mircea Ivănescu prin ochii lui Radu. Mulțumesc pentru acest moment ideal. Acum lecturile. Câte o secvență, câte un fragment de voce. Da. Vrei să faci ceva? Da. Mi s-a arătat cineva ce. Ok. Bine, că le-am pe toate așa că... O să citesc două poeme mici. Primul e din Sunt Alta. Oamenii mari vorbesc de război. Noi nu știm ce e războiul. Noi nu credem în război. Noi credem doar în ceea ce am văzut. Nu credem în ceea ce nu se vede. Noi suntem mici. Noi am rămas mici. Noi așa am învățat să fim mici. E cea mai convenabilă înălțime. Când ești mic, te poți ascunde sub masă. De acolo privești picioarele mari, cum se mișcă. Încolo, încoace, de acolo te întrebi ce rost are mișcarea și începi să iubești orice ascunzătoare. Și din gravitație, toate aceste răni care s-au închis greșit, toate aceste rupturi de oase care s-au sudat prost, toate aceste mângâieri sunt acum anestezii care nu prind
Uite mângâierile, îmi spune. Uită-le. Nu mai strica în urechea mea. Vorbele astea sunt arme pe care tu știi să le mânuiești. Auzul e ultimul dintre simțuri care dispare atunci când mori. Cine nu e primit în casă, nu aparține nimănui. Cine nu e strigat pe numele lui, a fost uitat. Cine nu e mângâiat, nu există. Cine nu e mângâiat, nu există, e titlul ales de editorii antologiei de poezie post-2000. Apărută la editura Cartier, în cartel de colecție. Numai titlul. O să citesc și eu două poeme. Unul e la cererea unui tânăr prieten de aici din sală. E poemul care deschide Monstru Fericit, care e cartea apărută, prima mea carte de la Cartier, apărută grație lui Emil. Mi l-a citit și în clasă. Și republicată acolo. Dacă e ăsta, da? Și republicată acolo. Ba da, corect. Am înțeles Republica. Republicată. Înainte să citesc, vreau să spun că una dintre imaginile cele mai importante pentru mine, din toată existența mea de, să spunem, scriitor, e cea de la Filip, când doamna Jitarii și domnul Ambroci veneau cu un autocar, care nu știu dacă bănesc că era prea tineri să fiți voi în acel autocar, dar erau 10 de copii într-un autocar care venea la 10, ajungea pe la 10 seara sau intrau în cortul din centrul Iașului de la Filip la 10 seara, la noaptea alba poeziei, stăteau 6 ore ascultând, 5-6 ore ascultând poezie, notând nume de poeți, nume de cărți, imagini, versuri și mai departe. După care, pe la 3 dimineața când se încheia, se urcau în autocar și reveneau aici în Chișinău. Pentru mine, genul ăsta de cititori sunt cei care dau, de fapt, sensul literaturii, mai mult decât scriitorii înșiși. Și asta e unul dintre lucrurile care arată că literatura, așa ridicolă cum e, are sensul și are sensul ei și poate să lumineze câteodată lucruri. Capital. 14, mă rog, e un poem dintr-o altă viață, de pe vremea când beam, îmi cer scuze că e cu pe. Capital. 14 beri e rău, 14 beri plus o jumătate de vodcă e bine. E limpede, Marx a avut dreptate. 500 de mililitri sunt demonstrația ideală că, de la un punct încolo, cantitatea se transformă în calitate. Cei ce beau, îl au pe Marx în suflet, fie că știu, fie că nu. De aia, discuțiile din crâșmele din România seamănă cu discuțiile din posedații lui Dosto și tot de aia bețivii adevărați sunt anticomuniști. Orice ateu socialist care bea cu nădejde se transformă după o anumită cantitate într-un anarhist mistic. Când ai curaj să nu mai bei, e mai bun poemat cum cu Sofia Nădejde. Când ai curaj să nu mai bei, s-a terminat. Ai ajuns la capăt, la borna de unde nicio cantitate nu se mai poate transforma în calitate. Ești deja, după toate probabilitățile, un mistic desăvârșit, cu setul corespunzător de vinovății la îndemână. Ce rău e să n-ai curaj. Și ce bine, după prima sută de vodcă. Și am deschis la întâmplare și întâmplarea m-a dus la Mircea Ivănescu, așa se leagă toate, dintr-o altă carte. E cam trist, dar asta e. Cât de ciudat mi se părea când Mircea Ivănescu îmi spunea că se bărbierește fără să se uite în oglindă. Tăieturile mici de pe fața lui mi se păreau fiecare un poem absurd. Le număram ca pe o antologie. Azi mă rad și mă spăl pe dinți fără să mă uit în oglindă, evitând să-mi văd ochii. Ochii sunt singura parte a creierului care se vede, nu? Eu însă nu-s contemporan cu creierul meu, ceea ce e un privilegiu. Prefer să stau cu ochii proptiți în gemulețul de la baie. Lama își face de lucru pe obraz și bere gata. O să număr mai târziu tăieturile ca pe un rozariu. Între timp, cei sosiți acum câteva secole în creierul meu, îl măcelăresc cu rângi groase de lumină. Bine-i fac.
dau în el ca într-un trădător și apostat. Așa și e. Iar dacă din când în când scoate gemete aproape omenești, nu vă lăsați impresionați. Eu nu o fac. Gemetele lui nu sunt contemporane cu mine. Terciuit sub rângile de lumină, creierul ăsta, care avea aerul unei victime perfecte, chiar era una. Își va număra și el cândva dezastrele ca pe o antologie. Va fi și asta un privilegiu. Mulțumesc! Aproape o pagină din romanul de debut, Montana. Iarăși, poate știți, mă rog, este despre războiul din Transnistria. Protagonistul trăiește în orașul Bender, Tighina. Țin minte cum mi-a petrecut în câteva zile în fotoliu de lângă fereastră, citind Candide de Voltaire și gândindu-mă la viitor, așa cum ne îndemnase mai devreme directoarea școlii. Mi s-a părut ciudat să avut tropăitul vecinilor de sus și șoierul mașinilor de pe șosea. Erau sunete noi și trebuia să mă obișnuiesc. Mai complicat mi se părea să trăiesc cu gândul că au dispărut zidurile și poarta de fier. Dispăruse și turnul de control, cu tot cu portar. Mă simțeam de parcă cineva injectase prea mult oxigen în aer. Începusem chiar să văd vise cu oameni și locuri de dincolo de zid. Peste câteva zile am terminat cartea și am decis să ies pe afară, să-mi caut o slujbă sau măcar un rost. Cred că am umblat brambura vreo 5 ore. A fost suficient timp ca să realizez că zidul, de fapt, nu dispăru nicăieri. Zidul rămase în mine și prinse forma unor frici, patini complexe de care nu mă voi debarasa niciodată. Mai mult, mi-am dat seama că nici baza în care crescuse nu dispăru. Ea pur și simplu se lărgise și înghiții întregul oraș Bender, Tiraspolul, Grigoriopolul, Ribnița și tot teritoriul a ceea ce se numește Transnistria, o palmă de pământ a tuturor și a nimănui, un stat fantomă inexistent pe hărțile oficiale și totuși aparțineam acestui loc. Mormântul lui tata era la doar câteva blocuri de părtare. Sigur că aș fi foarte tentat să citesc acum un metru de vodka la cup, cu condiția să mergem cu Radu să ne îmbătăm. Dacă nu se întâmplă lucrul acesta, n-are niciun caz. O să citesc ceva care este mult mai apropiat de top. Nu știam ce să citesc, Alexandru, dar tocmai se leagă cu ultima lui frază. Lumina mea cu lumina. Eu gândesc cu scheletul. Zicea și mergea să se spele pe mâini după orice atingere. În profunzime. Era netede toate ca o pietricică de râu. Niciodată nu voi înțelege fascinația lui Mazilescu Virgil pentru un anumit al tău femeiesc de a putrezi. Și mergea să se spele pe mâini. Fiindcă simt apăsarea țărânei fiecare fir de praf fecundându-mă ca pe un pistil grăunciorul găbu de polen. Eu, atât cât mă vezi, sunt naud în avedena greul pământului. Nu voi cunoaște nici când perfecțiunea, dimensiunea patră de maximă, satur are potenet opera rotas, decât coborâtă în pătratul cel mare ce nu are culturi. Odată am mers la o mormântare, a fost multă lume, i-am înghesuit și noi să aruncăm după datine câte un pumn de țărână în groapă. Întorși de la mort am cinat, am privit noutățile, am desfăcut așternutul și nu se spălase pe mâini, ne-am iubit ca niciodată, de parcă nici nu avea oase. Am stins, pe întuneric, ne-am strâns mâinile, doi surdomuți întrebându-ne în gând pumnul cel de țărână. Cine îl va arunca din noi doi, în pătratul cel mare ce nu are colțuri al celuilalt? Nu să rămână poezia, dar să mulțumesc colegilor mei, profesorilor de română pe care îi aveți aici în față. Profesora de matematică și toți cei care au primat de matematică, ca să nu se pierd pe cineva din vedere și pentru copiilor care au avut curiozitatea, în primul rând, de a veni și răbdarea de a rămâne până la...